La toți de față și viitorii, sănătate! Așa cum v-ați obișnuit, sunteți la Vreau să știu Sport, alături de prietenii noștri de la Orange. Apropo, dați-mi voie să vă fac o precizare. Cu pachetele Orange Love, cel puțin până în această vară, vă bucurați de mai mult fotbal. Pentru că, așa cum știm, fotbalul este cel mai iubit sport. Meciurile din Superliga, din liga noastră cea de toate zilele, din Premier League, dar și din UEFA Champions League se găsesc pe programele Orange. Mai multe detalii aflați în magazine, dar și pe orange.ro. Acestea fiind zise, dați-mi voie să vă prezint invitatul nostru de astăzi. S-a născut, cum ziceau vechii gazetari, în Târgul Oborului, loc care a dat mulți fotbaliști importanți în sportul nostru. A ajuns la televiziunea națională, a devenit unul dintre oamenii de bază de la secția de sport, pe care a și coordonat-o, a prins Everestul fotbalului românesc de acolo, în 1994, și bineînțeles ne referim aici la campionatul mondial de fotbal din Statele Unite, a realizat zeci, sute de emisiuni, a încercat să ne fure pâinea de la gură scoțând niște cărți, dar o să vedeți că sunt niște cărți extrem de valoroase și una abia urmează să fie lansată. Discutăm despre toate acestea, dragi prieteni, cu o voce inconfundabilă, Ionel Stoica. Bună ziua! Bun găsit, Cătălin, mersi pentru invitație, este o bucurie să ne reîntâlnim. Ai punctat foarte bine câteva repere din traseul vieții mele și mă bucur că ai început cu startul care într-un fel și-a pus amprenta pe întreaga mea existență, locul nașterii, locul copilăriei, mijlocul oborului, partea cea mai, să spunem așa, reprezentativă și de veche tradiție pentru acest cartier de frumoasă, așa știi, frumos renume negustoresc, dar și o vatră autentică de fotbal românesc. Pentru că am avut șansa să mă nasc și să copilăresc la câteva sute de metri de un stadion care, din păcate, a dispărut imediat după 1960, dar eu l-am mai apucat în picioare vreo 10 ani de zile, chiar am niște amintiri extrem de frumoase legate de acel loc. E vorba de stadionul echipei Unirea Tricolor. O echipă și un stadion născute, și trebuie să fim atenți la acest lucru, din pasiunea și din contribuția financiară a oborenilor. Prin tombole populare, prin chete publice, prin donații, s-a făcut acel stadion care la un moment dat era cel mai modern din București. Era stadion cu gazon, ceea ce era un lucru rar pentru acei ani. E vorba după 1926, când stadionul a fost construit, spuneam, numai din banii strânși de la oamenii din zona oborului, avea o tribună, parcă o văd și acum, din beton, foarte înaltă, cu acoperită, sub care, un lucru extraordinar pentru acele vremuri, se aflau un restaurant, se aflau vestiare, înțeles, se aflau mini-hotel. Pentru vremurile alea era un lucru extraordinar, o masa presei foarte bine, să spunem așa, garnisită, fotolii pentru personalități și foarte multe locuri pentru oamenii care veneau la meci. De asemenea, stadionul mai avea, asta îl făcea poate unic, o peluză, cum ar fi peluza nord dinspre gară, îți vorbești și parcă în suflet și în minte mi se rederulează acele imagini. O peluză de lemn. Iar în partea dinspre școala în care am învățat și eu, care s-a numit înainte de comuniști Ferdinand I, acum din nou se numește Ferdinand I, o școală impunătoare și cu o pecete în timp extraordinar, pentru că acolo un an de zile am învățat însuși regele Mihai. Pentru că pe vremea aceea se făceau niște clase în care regele era alăturat unor copii din toate categoriile clasele sociale. Palatine. Exact. Și una dintre acele clase a fost acolo și a absolvit-o regele Mihai. Iar tatăl meu a fost într-o clasă apropiată de cea a regelui. Știe bine. De asemenea a fost și maestrul Ion Voicu în aceeași perioadă. Da. La școala. Mai țineți minte meciurile de acolo? Da. Acolo deci era o peluză așa, un schelet de fier, erau niște tribune. Tribuna a doua nu exista, erau niște gradene doar de-a lungul, dar erau niște plopi uriași în care
erau locurile de onoare. Așa, parafrazând un proverb, în zi de meci, acei plopi făceau mere. Adică erau plini de fanatici susținători ai echipei noastre din Obor. Spuneam, echipa a fost desființată în 1948, eu m-am născut în 1950, dar pe acel stadion încă ani buni jucau echipe din categoriile inferioare. Atunci era o piramidă a fotbalului extrem de bine pusă la punct, promoție, onoare, sector, cu eșaloanele și cu echipele respective, și jucau mai multe echipe sâmbătă și duminică acolo, foloseau acel teren extraordinar. Una dintre ele chiar avea în denumire și Unirea Tricolor. Și apropo, cred că ești de acord cu mine, n-a existat nume mai frumos pentru echipa din fotbal românesc decât acesta. Unirea Tricolor. Din păcate... Două cuvinte... Da, care spun atât de mult și alăturarea lor crea o imagine extrem de frumoasă. Spuneam că noi copiii, mai ales am învățat la școala de acolo, eram primiți gratuit la meciuri, era o bucurie, și acolo în acea peluză dinspre nord, dinspre gara de est, gara Obor, se adunau vechi uniriști. Ei bine, de acolo a început, să spunem, pecetea vieții mele, blazonul pe care îl port cu mândrie așa și cu nostalgie extraordinară de-a lungul vieții. Oamenii aia au avut foarte mult de suferit. Au fost adevărați martiri și această imagine a fost insuflată și nouă copiilor, pentru că ei, deoarece nici un an de zile măcar, acea echipă a fost condusă de doi fruntași ai mișcării de dreapta, ai mișcării legionare, profesorul Nae Ionescu, ideologul și teoreticianul mișcării, vreo patru luni, și apoi un avocat de mare prestigiu, Vică Negulescu, un tip foarte potent și care își permitea prin banii lui să ajute, s-au lipit, pentru că așa era și atunci, așa cum este și acum, fotbalul un vehicul electoral. Și politicienii, normal că încercau să-și asocieze numele de asemenea echipe. Iar echipa noastră a oborenilor era făcută numai din români, numai din copii din cartier, tineri din cartier, și atunci normal că i-au atras pe acești ultranaționaliști și s-au lipit de această formație. Dar stau și mă întreb, ce vină au avut Petre Steinbach, Fane Cârjean, Constantin Anghelache, Johnny Dumitrescu, Sonny Niculescu, mare bariton, care cânta și sigur că da, și voce și, și profesor la conservator, și alți jucători care au fost la acea echipă, înțelegi, Titus Ozon în perioada junioratului, nume răsunător al Oborului. Ce vină au avut ei că această echipă a fost condusă de doi legionari? Și găsați acolo în tribune? Da. Veneau acolo? Ei se adunau acolo, aveau un imn care era interzis, veneau la meciuri, între două, să spunem așa, reprize de pușcărie sau de canal, pentru că unii au fost chiar la canal trimiși, cum a fost profesorul Fane Cârjean, remarcat la Cluj mai ales, înțelegi? Și veneau mereu acolo. Se adunau în acea peluză, deși la stația de amplificare se făceau apeluri repetate și imperative să înceteze, ei își desăvârșeau ritualul, își cântau imnul. Am un mare regret, am avut versurile acelui imn, nu aveau nimic subversiv în ele, nimic dăunător, să spun așa, ființei naționale sau morale, ci tocmai cântau în metafore frumoase dragostea de țară, de neam, de locul în care te-ai născut și pe care îți dorești să trăiești. Dar a fost considerat, pentru că echipa asta și ăsta a fost o chestie superioară și a fost interzis. Ei bine, oamenii ăștia conduși de Sonny Niculescu, care era un bariton extraordinar, adică de faptul că el cânta și era profesor de violoncel, el dirigea acel cor. Eu mult timp am dat de ce sunt atât de muzical. Pe urmă m-a aflat povestea acestui om. Înțelegi? Și ei cântau acolo imnul ăsta? Și cântau, domne, imnul. Nu se lăsau intimidați, deși veneau și agenți de aia de ordine, nu erau ca acum security, dar veneau să le ia și la stație mereu, li se cerea să încete. Nu. Ei la început de meci, își făceau ritualul și își cântau imnul. E bine, Cătălin, îți dai seama, în acest mediu m-am format eu ca și copil. Când se adunau acei oameni,
nu vorbeau atât despre performanțele acelei echipe, care au fost destul de importante, de două ori campioană în perioada interbelică. O echipă cu un, să spunem așa, un palmares frumos pentru vremurile aia. Cât despre martiriul pe care l-au avut de îndurat, hăituiala la care au fost supuși acești oameni. Numai că astea aveau un impact extraordinar asupra noastră. Și lucrurile astea mi-au rămas întipărite în minte, lipite pe suflet. Ați avut și alt sport? Da. Să iubiți și altceva în afară de fotbal? Fotbal a fost întâietatea. L-am iubit atât de mult. Am încercat și eu să fac fotbal. Aproape 3 ani de zile la Moreni, în perioada în care prima echipă era condusă de unul cei mai celebri antrenori din Prahova, Virgil Blujdea. Eu am fost în echipele de copii și junior la Tânărul Petrolist. N-a fost să fie. Nu trebuie să mâniem pe nimeni. Fiecare are drumul lui în viață. Dar le aveați așa cu mingea, vă iubea? Așa. Mai mult eram pe alergătură, pe... Nu neapărat pe... Cărați pianul, cum se zice. Da, eram la colțul pianului. Țineam și eu din colț de pianul. La coadă. Da, dar am dat cu nasul, să zic așa, prin lumea asta. Am văzut cam despre ce este vorba. Era perioada de glorie a echipei mari de la Moreni, Flacăra Moreni, care era un fel de Vameș. Acolo se otrau cine intră în prima divizie. Era bătaie între siderurgistul Zgardan, vestitul Zgardan, da. Progresul lui Mândru, Oaidă și Baboie și ceilalți, înțelegi? Cam acolo se hotăra. Dacă intră sau nu. Da, la Moreni, unde erau tribunele de lemn, unde bubuiau ăia când se sperie adversarii. Și noi știam toate lucrurile astea și le trăiam. Și cu presa când ați început, înțelegi, să aveți primele... Am mai fost la ciclism, sporturi făcute organizat. Înțelegi, o perioadă a vieții care s-a frânt, așa, numai în unui caz greu de reamintit și greu de povestit, un foarte bun prieten, vecin de câteva case de acolo din Baicului, a murit într-o cursă a noastră a juniorilor, într-un accident de o stupiditate extraordinară. Blocat de niște adversari care au... Sunt niște trucuri în orice sport în care poți să-ți anihilezi un adversar. Ei bine, au fost duse la extrem. Într-o și eu a urmat o căzătură și... Și ați spus gata, că nu mai... Eu exact eram plutonul din mijloc, am când am ajuns, eu l-am ținut în brațe și mai era încă cald. Îți dai seama că n-am mai avut cum să fac sportul respectiv. A rămas lipit de sufletul meu. Într-un fel, recompensa vieții a fost apoi în vreme că n-am apucat să fac fotbal, să-l joc, dar am avut șansa să fiu aproape de fotbal, de fotbaliști, și am încercat să-i slujesc prin tot ceea ce am putut, prin toate, să spunem așa, eforturile și datele personale pe care le-am pus în slujba acestui sport. Dar ceea ce s-a lipit de sufletul în copilărie a rămas până la această vârstă și consider că a fost ca o datorie pe care mi-am plinit-o de-a lungul timpului. Ceea ce este frumos că are și un postscript în povestea Unirii Tricolor pentru mine și poate și pentru alții. Imediat după 1990 am fost anunțat la un moment dat la redacție să merg, dacă mă interesează, că periodic, mi se pare că de două ori pe lună, se întâmplau la un restaurant numit Inter Macedonia, a fost mediaș, intersecția Iancului, la mare. Cel mare, da, mare, cu geamuri tot, multe. Cu geamuri noi multe. Spuneam la geamuri multe. Da. Acum se numește Inter Macedonia. E, acolo se adunau uniriștii care mai erau în viață, cam de două ori pe lună, la o masă, la depănat amintiri și retrăit povestea acelei echipe. Îți dai seama, cu cât înfrigurare am așteptat să mă duc la prima întâlnire și am apucat să mă duc la câteva întâlniri. Ce e curios, că cine finanța și cine era mecena și sponsorul acelei acțiuni, nu o să-ți vine să crezi, Giovanni Becali. Dar niciodată n-a venit acolo, am aflat târziu că el era susținătorul din spate. Și de ce făcea asta? Pentru acele întâlniri. Pentru... calitatea jucătorilor și pentru memoria lor? Sau? Da, pentru memoria Unirii Tricolor și pentru necazul pe care așa la echipă le-a avut, necazul pe care l-au avut și oamenii din familia lui. Dar nu venea niciodată? Nu. Dar el îi aduna, el trimitea mașini, îi aducea de acasă, el plătea consumația. Da, o anumită vârstă oamenii, da, normal. Sigur că da. Era din ce în ce mai trist greu. Este că n-au durat mult acele întâlniri pentru că oamenii erau deja foarte în vârstă. Eu m-am apucat să mai fac interviuri cu Mucalito de Ionică Bogdan.
înțelegi, care s-a remarcat la Rapid și care a fost unul dintre românii care au jucat la mondiale, la a treia cupă mondială și a 38, înțelegi, ceea ce e o bucurie extraordinară. L-am apucat pe Mircea Crețeanu, pe Johnny Dumitrescu, înțelegi, și alții care încă mai trăiau, Paraschiva. Și veneau acolo? Care veneau acolo, înțelegi, și alții mai puțin cunoscuți. Veneau, iarăși cu Evlavie, își cântau imnul. Vreau să spun că am mângâiat, am pipăit și am sărutat un fanion și un tricou al Unirii Tricolor, care avea culorile alb-bleu, albastru închis, de multe ori vira spre negru. Înțelegi, care au așezate pe masă așa și toți. Și îl păstrau de atunci, adică erau, avea... Da, mai aveau ei acasă și le aduceau la cele întâlniri. Mamă, ce era acolo! Era ca un altar în cărângiul la care ne adunam toți. Deci am retrăit niște clipe care nu m-au lăsat să... N-au lăsat să moară povestea Unirii Tricolor. Foarte tare! Aș vrea să închei cu o întrebare retorică, pentru că țin foarte mult la acest lucru, pentru că tu m-ai obligat să reamintesc aceste lucruri. Întrebarea pe care mi-o pun. Dom'le, dacă această echipă a fost acuzată de sorginte ultranaționalistă legionară, cum de pe trunchiul ei, pe temelia ei, s-a înălțat și există și azi echipa Ministerului de Interne Comunist din România, Dinamo? Cum, dacă aia a fost considerat așa? N-a părut și imediat după Revoluție că Dinamo să dispară ca nume și să se revină? Au încercat. Au fost câteva zile. Dar încă mai trăiau aceia și nu au fost de acord. Da. Pentru că, da, că a fost se pare că o lege nescrisă, atâta timp că mai 90. Trăiește ultimul reprezentant al unui club din acesta vechi sau unei organizații vechi, el deține dreptul și autoritatea acelei mărci. Corect. Și încă mai trăiau după 90, au mai trăit câțiva ani de zile, câțiva dintre ei, am spus o parte pe care eu i-am cunoscut și am interviuri făcute cu ei, înțelegi, și care nu au fost de acord ca Dinamo să poarte numele vechii. Dar dumneavoastră de presă cum v-ați lipit? Iertați-mă, ziceți-mi doar dacă greșesc. Lumea vă știe drept omul de la sport. Comentator, nu. Realizator și așa mai departe. Eu am o imagine, o am în cap. Da. Alb-negru. Da. La un așa birou am fost, negru. Cu studio T, cumva. Da, exact. Deci mi-aduc bine aminte. Da. Eu am început 77, revista Flacăra. Apoi, după vreun an, Radio România Tineret. Erau acele emisiuni, Clubul Tineretului, care e trunchiul pentru Radio 3, parcă se numește. Care împlinește azi 50 de ani. La mulți ani. Azi sau mâine. Da. Canalul numărul 3, cum se zice așa. A fost condus și de răposatul Moțu Pitiș. Bună perioadă. Împlinește 50 de ani, nu știu dacă astăzi fix, dar oricum zilele astea deja la mijloc context, de mai. Da, exact, acolo am fost eu pentru oamenii de început. Am avut șansa să lucrez cu mâna Sofiei Șincan, o mare gazetar de radio, cu oameni extraordinari. La fiecare club național al tineretului avea marca și de adresanții lui, să spun așa. Unul era pe tehnic, altul pe literatură, altul pe știință, pe SF. Erau specializate și eu colaboram la aproape toate aceste emisiuni. Erau niște corifei care lucrau la emisiunea ala. După aia am reușit să scap de la Flacăra, pentru că lucrurile acolo luaseră o turnură care nu are să intrăm în amănunte acum, dar nefericită. Și am trecut la redacția pentru Tineret a televiziunii române, Tineret Copii se numea redacția, după 78 încolo. Lucrând, asta era cea de la etajul 5? Da. Lucrând la... aveam două emisiuni săptămânale. În aceea, să spunem așa, sărăcie de programe care au existat la un moment dat, două ore jumate, sâmbătă duminică puțin mai lung, era joia ora tineretului și sâmbătă clubul tineretului și de asemenea Studio T era pe programul 2 pe care eu l-am dus an și an de zile, înțeleg și alte emisiuni și acolo am avut 12 ani de activitate. În 82, pentru că iubeam foarte mult sportul, s-a dat un concurs la... Era o secție sport la televiziune, condusă de Nemișu Tănăsescu, fost mare ruibist, Dumitru Tănăsescu, în care activau practic decât două persoane, Cristian Sopescu, Nemișu și operatorul Doru Lepădatu,
care făcea de toate de atunci și au scos la concurs niște posturi. Deci, iertați-mă, asta însemna Sportul în 82, da. La Televiziunea Națională? Da, da. Trei inși? Da, atâta erau acolo, știi, specializați, știi. S-a dat, de automat au simțit nevoia că trebuie să lărgească aceea. Era o secție lipită de mare redacție de actualități. M-am înscris și eu la concurs. Apropo, așa niște nume care au fost alături de mine atunci, Sorin Sadmari, Dumitru Graur, Cornel Pumnea, dintre cei care au făcut pomo epocă în presa sportivă. Am dat acel concurs. Nu e o chestie de laudă, doar cu toată modestia spun, am avut cele mai bune calificative după toate probele, că să dea examen serios, nu numai de telegenie, cum să te descurci în fața camerei, fără text scris, o grămadă de etape pe care am trecut, dar directorul general adjunct care răspundea și de noi, de tineret, redacția pentru tineret, dar și de actualități, nu mi-a permis să trec, m-a obligat să rămân la tineret, mai ales că partidul a investit în mine ca să stau acolo, nu să plec să la sport. Ce. Dar ce am obținut cu acea ocazie? Am obținut mai mult spațiu pentru sport la redacția mea tineret. Sigur, sub un generic și un titlu specific al acelei perioade, muncind pentru victorie, ca și erau vremurile, am reușit să fac lucruri extraordinare care au rămas în arhive. Cele mai multe interviuri cu Nadia, o persoană extrem de greu abordabilă de presă, pentru că, din păcate, ai și tu copii, avem cu toții, când unui copil îi spui tot timpul că el nu e capabil de ceva, că nu e în stare să vorbească cu presa, că nu e bine să o facă, în ea, Bela și cu Marta clădiseră un om de gheață, un om chiar speriat și care intra în teroare când avea de-a face cu un jurnalist. Foarte greu, Cristian în primul rând, apoi și eu ne-am putut apropia de ea. S-a închegat o relație de încredere, apoi de prietenie și ca dovadă am în arhiva televiziunii singurele interviuri filmate cu Nadia până la s-ar plecare plece, din țară. În 89. Da. Deci așa de greu era, de nu ca sunt lucruri foarte pe care greu, le aflăm foarte în greu, premieră. Foarte greu, extrem de rigide, pentru că insistă asupra lor. În magazina se înculase această frică de ziariști, că ei te speculează, că tu nu știi ce să le spui și ei folosesc, să nu vorbești niciodată decât dacă suntem noi, nu știu ce, adică îi vămuiau toate aceste relații ale ei și atunci creaseră această rigiditate, această respingere. Era și cineva contrar, să ne dați un exemplu? Adică să fie deschis, să accepte să vorbească, să istorisească povești din carieră? Am avut șansa, de exemplu, să colaborez câțiva ani de zile cu Ion Corneliu, campion olimpic la pistol viteză la Moscova, în 1980. Un om extrem de doxat, cibernetician, un tip extraordinar, cu niște metode proprii de antrenament avangardiste pentru vremurile alea, pentru că tirul este un sport în care trebuie să ai un autocontrol extraordinar și el avea niște metode proprii prin care și reușise să câștige medalia de aur la Moscova, la ruși acasă, că erau primii în lume la probele respective și care au încercat în barajul pe care el l-a avut cu reprezentantul țării gazdă al RDG-ului și al încă unei țări, mi se pare că Polonia, să-i facă toate șicanele posibile. Îmi povestea și că luau crenguțe uscate de pom și le troscăneau pe lângă mine, tocmai să-mi distragă atenția. Ca să nu poată să concentreze. Dar el avea lumea lui în care intra. Incredibil. Și a reușit să-i adea. Spune, l-am cunoscut pe omul ăsta, am făcut multe lucruri frumoase. Chiar am avut și o sancțiune, din păcate, din cauza lui și o să vă povestesc de ce, pentru ca oamenii să înțeleagă cam ce vremuri trăiam. E bine, m-am dus cu operatorii mei să facem pentru unul dintre reportajele cu Ion Corneliu niște imagini mai aparte. Și un operator a avut ideea să-l filmeze în niște unghiuri care pentru privitor ar fi însemnat un pericol, să zicem așa. Adică îl filmau din față cu țeava pistolului îndreptată exact spre obiectivul camerei și simula o tragere. Erau niște imagini extrem de plastice, dar care au deranjat foarte mult.
În cine trageți voi, mă? Coana Marecică, ce faci eu la ne? Ne împușcă pun televizor? Cam asta am înțeles că a fost expresia. Pe care le-ați difuzat. Sigur că da, au fost cuprinse reportajul respectiv. Știi? Și imagini de extrem de frumoase, pentru vremurile alea, operatorii erau artiști în primul rând. Erau toți cu IATC-ul, cu facultate făcută. Nu filmau doar ca să filmeze, ca să parafrazăm filmul. Da, erau meseria și au căutau să scoate din orice subiect lucru artistic, să spunem așa. Și am fost sancționat pentru imaginea câteva luni de zile, trebuie să stau deoparte. Înțelegi? Așa erau vremurile, oameni buni. Da. Par poate hazli, par poate, să zic așa, ficțiune sau neadevărată, dar așa erau vremurile. Da, înțelegi? Pentru cei tineri apropo, e greu de crezut. Coana Mare, ea vedea aproape toate programele. Ea era cea care vedea, ea era cenzorul suprem în țara asta. Au deranjat-o foarte tare când am făcut și noi un pas în avangardă, să spunem așa, și am început să dăm acele imagini, împărțirea ecranului în două, trei imagini. Foarte tare a deranjat. Nu i-a convenit, da? Și ne-a tamponat. Lăsați imaginea mare. Lui, pe Vornicu, pe cei care conduceau atunci televiziunea, Bănea Tudor, și a trebuit să revenim la imagine. Ați fost aproape, apropo, de domnul Vornicu? Da. Adică l-ați cunoscut? Da. Sigur că da. Unul dintre mentorii mei, el și cu Cristian, sunt oamenii, să spun așa, care mi-au jalonat drumul în televiziune. Și am avut șansa să-mi aleg ca modele și apoi să fiu alături de ei. Atât de mari erau? Sigur. Nea Tudor a și locuit o bună perioadă, adică eu, de fapt, el aducă, am locuit o bună perioadă alături de el, pe Calea Victoriei, el stea pe lângă Biserica Alba, și Biserica Albă, eu aici spre Amzei. Și aveam un teren comun de întâlnire la mine în bloc, unde stătea Aurora Andronache, celebra coregrafă, cu care el lucra permanent. Ei, acolo ne întâlneam la Aurora, înțelegi, acolo l-am cunoscut bine până Tudor, care mă știa în televiziune. Acolo, în discuții private, Nea Tudor era și un mare gurmand, aveam și o prietenă, o doamnă Lena Barjuma, o grecoaică la origine, care gătea senzațional, iar cel mai mult se bucura de talentul ei gastronomic, Nea Tudor, că era un mare mâncău, stoșa în ghilimele. Dar aveam timp să șuietăm, să se vorbe, dar în stilul lui frust, așa, aparent dur, mi-a zis câteva chestii pe care le-am ținut minte toată viața. Un an trei l-a fost în felul ăsta aici. Băi, vedeto, ține minte de la mine o vorbă. Mă, la televizor, niciodată să nu minți. Sticla aia o minți o dată, două ori, dar până la urmă, ea te dă de gol. Și al doilea lucru care mi l-a spus. Vedeto, să nu te pună dracu să apar peste tot. Ține minte, mai bine lumea să întrebe unde e Stoica decât să zică, iar Stoica. Foarte tare. Da, corect. Că erau oameni care nebunință popularitatea, se repezeau să apară școlă, școlă, școlă. Enea Tudor mi-a spus aceste lucruri, pentru altele, astea mi le amintesc acum și sunt mai suculente, așa să spun, în discuția noastră, mi l-a spus. Am avut multe discuții. Apropo, mie mi se părea un mare om de televiziune. Și chiar l-am suspectat de chestia asta, că într-o vreme în care cei contemporani, ca vârstă și aduc aminte, erau rigiditate extraordinară a celor care apăreau la televiziune, numai cu texte scrise, ei îmbrăcați numai într-un fel și în anumită poză, Nea Tudor ieșea din rând, ieșea din tipar. Și eu l-am suspectat mult timp că o făcea chiar premeditat, chiar calculat. Mai avea o căcăială în exprimare, chiar un mic, să zic așa, dezacord, care făcea un farmec să nu arde. Lumea nu-l mai vedea ca pe un robot, cum erau toți ceilalți. Da. Și asta i-a dat acel farmec unic și accesul spre sufletele și popularitatea pe care le-a avut pe merit. Dacă nu știm astea... Dincolo de relație lui extraordinară, pentru că, apropo de domeniul de sport, România era una dintre puținele țări, oamenii și-aduc aminte poate, care vedea la primă mână toate meciurile marilor campioni ai lumii la box. Toți marii campioni erau văzuți aproape în premieră în România, prin relațiile pe care Tudor Vornicu le crease în Franța, îndeosebi, de care era legat prin niște fire extraordinare. El făcuse rugby, Nea Tudor, deci era un om de sport. Dar asta mi-aduc aminte că, dincolo și de alte programe, dar pentru noi, pentru zona sportului, meciul lui Cassius Clay, ale Sonny Liston, toți mari boxeri din... Realitate pentru televiziunea națională și pentru vremurile alea. Exact, da. Eram, e simplu. Eram în avangardă. Da, banii, drepturile și le-ai dat. Eram în avangardă atunci, datorită lui.
Înțelegi că ești cu Revoluția unde v-a prins? Adică ca și departament, trecuserăs la sport sau nu? Nu, în 80 de ani am fost obligat să rămân acolo, mi-am lărgit sfera de activitate cu sportul și am reușit printre alte lucruri să fac, am pomenit, vezi mereu, plecăm de la ceva și ne ducem departe. De asta e povestea. Cu Nadia, dar am prima filmare acasă la Iordănescu, la Puiul Iordănescu, cu actualul selecționer, care avea vreo 2 ani jumătate și se juca și el pe lângă noi cu o minge de plastic. Wow, un puști foarte blond cu un breton așa, înțelegi? Pentru că ne leagă o poveste aparte pe mine și pe Puiu. Fata mea cea mare, Ioana Raluca, și băiatul lui Edward sunt născuți în aceeași zi, aceeași lună, același an. Wow. Iar soțiile noastre de atunci, soția mea de atunci și soția încă actuală și de azi de lui Puiu, Vali, au născut la Filantropia. Nu erau ca acum atenități private. Da, și eu sunt la Filantropia. Și acolo în salon ne-am întâlnit. Pur și simplu întâmplător. Da. Puiu a venit la Vali și eu m-am dus la Aura la soția. Înțelegi? Da. Îți dai seama că ne-a legat lucrul ăsta și apoi în timp am reușit să mă apropii de el, să fac un reportaj acasă. În ciclu acasă la el, da. Înțelegi? Împărțeau o vilă jos lângă Academie, mi-aduc aminte, cu generalul Ion Aurel, era comandantul clubului și Puiu împărțea jumate din vilă, avea Puiu, jumate era favoritul, copilul stelei de... Și acolo biografia a apărut lui. Și am făcut reportajul ăla și da, cu prima apariție la televiziunea a lui Edi. Și mi-aduc aminte, apropo de așa pe glumă, ne ducem pe urmă să facem niște secvențe la un meci. Și era un meci cu FC Argeș juca. Operatorul meu, erau vremurile în care se lucra pe normă. Adică nu puteai să filmezi cât vroiai și poți să alegi. Nu, acolo erau, îți dădeau niște norme de peliculă. În afară de cei care îl filmau pe Ceaușescu, care aveau niște norme mai largi, noi toți ceilalți aveam aproape de la un minut și jumătate, un minut trebuia să fie valabil să intre pe post. Adică marja de eroare era extrem de mică, trebuia să pregătești filmarea foarte bine. De ce spun asta? Pentru a înțelege o chestie. Operatorul meu, era o cameră foarte mare, un Bell se numea, stea pe un trepied acolo și filma. Din păcate, Iordănescu știa că noi îl filmam pe el, dar într-un meci adevărat. A mers foarte nasol, nu-i mergea, nu ieșea nimic. Și la un moment dat, Bebe Marian, meu să-l odinească, operatorul meu, se întoarce spre mine, bă, ce fac, ăsta nu reușește nimic. Zic, Bebe, mai încearcă. El ce să vrea, că se uita, că se duceau casetele și n-aveam nimic, el știa că n-avea nimic de substanță. Bă, la un moment dat, bagă degetele în gură, trage o fluieră, nu erau și foarte mulți spectatori la meciul ăla și bă, să strige din rozărui. Puiule, bă, da, joacă-mă aici, în fața mea, mă, ca să te filmăm, nu te mai duce încolo. Ăla s-a întors, dar ai, Bebe, da. Era meci oficial, înțeleg, tot speriat că cineva îl strigă acolo, a înțeles pe cine, că filmasem câteva zile înainte la el acasă, de mai multe ori, și a venit și a jucat câteva minute, nu știu cine era antrenor, că tot îl striga, el nu mai pleca de acolo. Poraza de 10-15 metri se învârtea numai în... Să iasă omului materialul. Da, să iasă lui Bebe materialul, știi, apropo de cum trăiam atunci. Tot în ciclul de emisiune am făcut niște lucruri extraordinare cu acea echipă fantastică de rugby a României și m-am prietenit cu băieții aia din generația care a bătut Franța cu 15-0 pe Giulești. Pe Rapid, în 80. Pe Giulești, da, înțelegi? O generație extraordinară. Extraordinară. Cu Mircea Paraschiv. Erau în principal Dinamo și Steaua de Deal. Era o rivalitate extraordinară, dar era și Farul puternic, Grivița Roșie, înțelegi? Dar erau ruibiști, Marin Ionescu, Enciu Stoica, Mituș Dumitru, Ion Constantin, care a fost numit Penalty King, care speriase insula britanică. Era un tip chiar ciudat, care dădea lovitură liberă extraordinar și mai ales cel de la cea mai mare distanță. Pe mai apropiate, mai simple, unele mai zbârcea. Dar cele de la 50 de metri, dumneavoastră avea o precizie că îi speriase pe ea. Pus în turneu România prin insula Britanică și ăsta de aia ei l-au numit Penalty King. Înțelegi? Apropo, la început de anii 80 se numea turneul celor 4 națiuni. Datorită valorii echipei României, hotărâseră cei care organizau turneul să lărgească la cele 5 națiuni. Din păcate nu prea s-a putut. În locul nostru a intrat până la urmă Italia,
care a progresat teribil în Ruby, acum s-a ajuns la câte țări sunt, dar așa de buni eram noi atunci, atât de bine apreciați, atât de bine văzuți, încât ei s-au hotărât să le, deși erau foarte conservatori, să lărgească turneul tocmai pentru a face loc României. Incredibil astăzi. Da. E, am stat lângă acei sportivi extraordinari, antrenor Irimescu, oameni care extraordinar toți erau, știi, și i-am cunoscut foarte bine. Erau puști Vărzaru, cei care pomă veni generațiile următoare, înțelegi? Octavia Morariu, înțelegi, care au apărut generațiile. Era și Răducu Durbacu atunci? Răducu Durbacu. A fost frățiorul meu, a fost colegul meu de bancă la Sadoveanu. Nu pot să cred. Eu sunt prieten cu Bobby. Cu Bobby, da. Da. Da, i-am spus. Radu a fost ca frățierul meu, eram stat în aceeași bancă, liceul Sadoveanu era un liceu de steliști. Și am nimerit între ei acolo. De la fotbal, cel mai carismatic era unul ăla care nu te așteptai, Țăranu, Dumitru Nicolae, fundașul ăla care a rupt o grămadă de picioare. În fotbal românesc, așa e vestit din Puchen, după aici, pe lângă Prahova, da. Care venea la era lângă, acolo, lângă Piața Romană, acum e liceu comercial, mi se pare, fostul Sadoveanu, lângă Asen, zona aia, cum intri pe Dacia. E, economicul nu e acum. Acum, da. E, Virgil Magiaru. Așa, exact. E, ăsta venea, Dumitru Nicolae, la liceu. Mă ziceai că este cel puțin ministrul de externe al unei țări de-astea occidentale. Pălărie. Așa venea la liceu. Umbrelă de aia lungă, gen baston. Așa venea la liceu. Parpalace, geantă diplomat. Mă, era un spectacol. Și venea de la universitate pe jos până la liceu. Așa venea. Ca să fie show. Da, era show. Ceva, adică el care nu știu ce știință, un dur așa în ea. Era coleg cu noi acolo. Iar Radu Dorbac a stat în bancă cu mine aproape un an de zile. Deci ați prins și așa. Sigur. Nu numai prin prisma profesiei. Da. E, și revenind cu povestea, adică după 90 imediat nu se mai putea. S-a lărgit redacția sport. Cu faimosul... Tadi Graur, prieten foarte bun cu Emanuel Valeriu, care era director adjunct. Și a spus faimosul, astăzi numai omul mor nu știe ce e la sport, că știu că acolo la etajul 1 pe ușă... Exact, da. Și am... Sloganul. Ne-am adunat mai mulți, am dat drumul și din ce ne-am dezvoltat și am încăpătat amploarea care formă, a putut să asigure zeci de emisiuni, transmisiuni de la toate competițiile, pentru că ani de zile numai televiziunea română a existat pe piață până spre 94-95 și încolo, formă au început să apară celelalte și am fost niște ani extrem de generoși, extrem de frumoși pentru noi, pentru departamentul sport. Chiar mi-aduc aminte că aveam și eu și Dadi și Cristian cel puțin fiecare câte două emisiuni săptămânale. Cel puțin. Adică se lucra teribil. Erau niște vremuri în care să te ducă puterile, să te ducă mintea și să ai fantezia și puterea de a crea și de a gândi niște lucruri, că loc exista. Va ajuta și fenomenul sportiv în general? Sigur. Pentru că existau rezultate? Altfel este o condiționare firească între una și alta. Adică erau vremuri în care noi existam. Și existam frumos în sportul mondial, în aproape toate disciplinele, adică ce să mai... Nici n-ar rost să trecem în revistă. La nivel de echipă de club făcusem rezultate, dar nu prea aveam la echipa națională până în 90. Avusesem un european în 84. Exact, nu, dar și fotbalul exista, dar existau și alte sporturi clar, olimpice. Da. Eram noi în handbal, ci eram în volei, ci eram în basket. Și 84 cum ar veni. Ci eram în atletism. Pe fundal s-a venit 84, care este Everestul sportului atletic în România. Adică ce am reușit acolo, bun, conjunctura ne-a ajutat. A fost acel boicot al unor țări socialiste care nu au mai venit la Los Angeles. Dar indiferent de lucrul ăsta, ne-am fructificat șansa, am luat 52 de medalii, nu? Cu 120 și ceva de sportivi. Da. Am uimit lumea. Am fost pe locul 2 în lume după Țara Gazdă, Statele Unite ale Americii. Bă, frate, cu oameni care se ridicau în picioare, 70.000 de oameni strigau Rumenia, Rumenia când intrai acolo. Păi, e ceva. Escadrila de blondelor din Carpați. Da. Maricica Puică, Anișoara Cujmir, Violeta, care au fost acolo? Erau vreo 5-6 blonde, da, înțelegi? Da, da, da. Eberle la gimnastică, care au uimit lumea.
campioane olimpice. Corect. Apoi bărbații, la fel, voinici din Carpați. Lupte, erau, bă, haltere. Traica, Tosia. Nicu Vlad. Da, urma, ce a făcut Ivan, că a fost ultima lui olimpiadă, cu două medalii, aur și argint, cu Tomas Ionov. Adică, dom'le, am fost atunci, la 94. Era un charter, cum spuneau, era un charter, sigur, când s-au întors, un charter plin de medalii. Sigur că da, sigur. Așa era când au venit. A fost... Poza aia generală, fiecare aproape avea deci România a avut sport, a avut tradiție, are un fundament extraordinar. Din păcate, mi-aduc aminte și voi aduce aminte toată viața o vorbă a unui dintre cei mai mari oameni de sport din România, îl cunoști tu foarte bine, Cornel Oțelea, mare jucător de handbal, mare antrenor, mare conducător de club, un om extraordinar, care mi-a spus la un moment dat, imediat după 80, două lucruri. Unul suna așa: Ionel, ca și în viață, în sport, este firesc să ai perioade de regres, perioade de coborâre. Dar foarte important este pragul până la care cobori, care să-ți mai permită să revii. Dacă te-ai dus prea jos, exact, e mai greu. Lucrul ăsta îl țin minte. Va? Și al doilea, o să zic că să ții minte la mine un lucru, Ionel. În momentul când ai o reușită, în viață în general și în sport în special, sunt foarte mulți alături de tine. Și toți te poartă pe brațe, te înconjoară cu metafore și cu lauri. Dar odată trecută acea clipă a triumfului, să știi că atunci se văd adevăratele caractere și o grămadă între cei, chiar și între cei care te adulau atunci, sunt cei care te mănâncă. Simțită probabil pe propria piele. Sigur că da. Clar. Sigur că da. La succes. Eu știți unde am auzit asta foarte des? La boxeri și la luptătorii de MMA. Mi-au spus așa, exact cum spuneți, mulți, 5-10 dintre ei. Azi, bă, la victorii și când sunt cu centura, că e box, că e MMA, sportul de contact, vestiarul plin. Zice, când sunt plin de sânge și totuși sunt vicecampion european sau ce, adică nu sunt ultimul amărât, sunt eu cu nevastă mea și cu medicul care mai îmi oblojește rănile. Păi, apropo de asta, știi, Chesus Clea a avut o vorbă extraordinară, că toți îi socoteau, dom'le, cât a câștigat, ce avere fabuloasă a câștigat, și el a răspuns la mine, dom'le, da, și că poate adevărat, eu n-am ținut socoteala, poate am câștigat atât, dar a făcut cineva socoteala, câți pune am încasat? Pentru banii ăștia? Da. Asta v-ați întrebat, ați socotit vreodată? Nu socotiți banii. Da, ați socotit, câți spune. Să numărăm și eu pune. Care nu era un boxer care primeam mult. Da, și totuși, tot... Da. Dar unul mai... Da, adică a rămas în legendă și... Deci asta v-a spus Oțelea, un om care a fost sus, a trăit, de tot, adică... în toate straturile. Eu mă uit acum, mă uit pe Wikipedia și mi-apare acolo domnul Stoica, de exemplu, cred că chiar astăzi sau ieri, 15 martie, România devine campioană mondială la handbal. Adică niște chestiuni pe care și acum noi mâncăm bătaie de la Feroe. Pare banc. Da, a fost, pare un banc. Nu, și ce se întâmplă? După am fost de 4 ori campion mondial, am făcut pârtie. I-am învățat pe alții, cum se spune. Acum ei ne învață. Da, Avi Pascoală a spus că, domnule, eu învățam după niște manuale în care erau poze cu berbece și cu stângă. Că eu l-am întrebat, cum ați învățat? Că nu era cu YouTube atunci. Și a zis, din cărți. Și ăștia erau din generația de acum, dar era de generația de vechi. Generația Oțelea, Penu. Cu Samungi. Cu... Sigur că, da, Grabovski, toți ei care erau extraordinari, înțelegi? Gruia. Nedev, Gruia, sigur că da. Cum avem Birtalan, adică avem oameni legendari în toate generațiile. Știi care e problema? Și eu o spun de multe ori. E trist, dar adevărat. Dumnezeu, sunt atât de multe discipline sportive pe care noi le numim la fel încă precum cei de afară. Dar din păcate, ceea ce numim noi într-un anumit fel, nu prea mai seamănă cu ceea ce seamănă sportul respectiv în alte țări. Așa de tare ne-am îndepărtat. Din păcate. Da, pare banc, da. E trist, dar cam asta e realitatea. Adică numim volei ce facem și noi. Numim nu prea mai are legătură, rugby ce facem și noi. Numim basket ce facem și noi. Și alte discipline sportive, mai ales la jocurile de echipă. Mă refer. Da. Dar nu prea mai seamănă deloc cu ce e acolo. Când dăm nas în nas cu ei, sigur, atunci ne trezim. Sigur că da. Sigur că da. Deci suntem după Revoluție, când deja au început emisiunile alea în care aveți cu invitați. Sigur. Se făceau niște platouri mari, erau niște chestii grandioase la modul propriu. Niște angrenaje extrem de complicate, complexe. Am avut șansa, eu personal, vorbesc de mine acum, să lucrez 2 ani de zile sub mâna profesorului Răzvan Teodorescu. Un om de o cultură
care nu se poate compara cu mulți dintre oamenii acestei țări, un om cu o solidă formație intelectuală, dar care avea o aplicare extraordinară spre sport. Serios? Deși nu... Exact, aparent. Adică la poate... Emanuel Valeriu se cunoștea. Da, băi, făcuse, adică era clar. Da. Dar la dumnealui cu da. Istoric al religiilor și așa mai departe, deci, și... La momentul Copa del Mondo, Italia 1990, m-a chemat, colegii mei erau plecați să comentez acolo, Dadi Cristian, rămăsesem eu acolo, și m-a chemat domnul Răzvan Todorescu într-un consiliu de administrație înainte cu o săptămână de a începe competiția și a spus următorul lucru, cam așa reproduc din memorie. Și domnilor, îl cunoașteți pe colegul, pe tânărul nostru coleg, eram tânăr atunci, Ionel Stoica. Vreau să vă spun un lucru, să știți că începând din 10, nu știu cât, iunie, până în 10, nu știu ce, România, televiziunea română va fi condusă de Ceau. Da, și avea un semne, o mascotă. Da. Da, și că de Ceau. Aia cu roșu, verde și alb. Da, era Pinocchio cu piciorul făcut din lemne, așa, da. Italia, da. Țara lui Pinocchio, da. Așa avea. Și așa a spus. Așa, zice că va fi, ea va conduce televiziunea română. Prin reprezentantul ei, domnul Ionel Stoica. Înțelegi? Deci că tot ce va cere, ceea ce se tot ceea ce va cere, suplimentar de spațiu, nimeni să nu se opună, să-i acorde, să facem să nu știu, în așa fel încât să punem în valoare această competiție la care România este prezentă după 20 de ani. Înțelegi? Și așa a fost. Fiert atunci televiziunea română? Atunci am început să dau drumul la emisiunile care îmbrăcau transmisiunile sportive, înainte, în pauză, că nu era ta publicitate. Studiourile. Înțeles, studiouri cu invitați, cu nu știu ce. Apoi, în 91, încă era în televiziune, se terminase campionatul. Primul campionat după Revoluție, să mă așa. Campioană Craiova la golavraj în fața Stelei. Un campionat cu o grămadă de belele. O grămadă de belele. Eu le-am, în cartea despre America le-am scris pentru că am însumit să arătăm solul pe care s-a născut performanța în America. Și mă cheamă într-o zi un profesor la el. M-a surprins oarecum invitația. Nu știu, am spus și m-am dus, era pe la 5-6 după amiază. Și cu vocea aia puțin grasiată, uite, domnule Stoica, eu am observat un lucru. Fotbalul ăsta trezește mai mare interes nu când se joacă cele două reprize, ci după aceea. Încrâncenarea. Chiar certurile, scandalurile sunt excepționale, domnule Stoica. După. După, da. Corect, și așa era. Și mi-a dat ideea. Și că, haideți să facem o emisiune, să analizăm lucrurile, să le punem în valoare. Mi-a dat ideea pentru repriza a treia. Citi așa a apărut? Așa a apărut repriza a treia. Sub mâna domnului. Foarte interesant. Academician Răzvan Todorescu. Ăia joacă, se termină 1-0, dar după aia se mai vorbește... E mai fascinant ce se întâmplă după aia. Așa mi-a scu, parcă mi-l aduc aminte și acum, știi? Și zic, mai profesor, da, sigur că da. Nu e o idee. Într-o săptămână am pus pe hârtie un desfășurător, un format, înțelegi, schelet, un schelet de format, m-am zis, zic, foarte bine. Și am dat drumul. El a plecat între ele, dar emisiunea a rămas până și acum, cred că mai... Una dintre cele mai longevive și cu titlul original, care l-au furat și bulgarii. Am mândria spun că l-au furat și bulgarii câțiva ani de zile, înțeles, au făcut și ei repriza a treia după câțiva ani de zile, care ilustra foarte bine exact această zonă. Nu e o perioadă prea bună pentru echipa națională. După campionatul mondial din Italia, unde exact cum ați spus ne calificase după 20 de ani, vine eșecul necalificării, ca să zicem așa, la Europeanul din 92. Într-un fel mă opri să intru în... să dezvăr câteva momente. Dar chiar vă rog. Din cartea pe care am încheiat-o... Deci aveți aici un draft, cum se zice, e cu corectură cu tot? Nu, acum a plecat la diacritice și alte corecturi la un prieten. Dar este cap-coadă, adică de la copertă la... A fost toată, dacă... Niciodată în America. Ea când este prevăzut a apărea? Spre finalul anului, pentru că la anul se fac 30 de ani. De la bun. Everestul, cum se spune, fotbalul românesc, dar am încercat, eu am avut o șansă. În 94 am fost agreat și am petrecut 44 de zile, ceas de ceas, zi și noapte, alături de tricolori. Am stat în hotel cu ei, am petrecut toate acțiunile, am fost în autocar cu ei la meciuri, ne-am întors de la meciuri, am trăit toate emoțiile, bucuriile, agonia, extazul, cum a fost atunci. Corect. Și într-un fel eram dator să scriu această carte. Corect, pentru că sunt lucruri pentru că neștiute de mulți. Se întâmplă un fenomen total neașteptat și nedorit. Toboganul ăsta pe care suntem noi de ani și ani de zile, mocirla și nisipurile în care ne afundăm, toate lucrurile astea pun într-o valoare extraordinară ceea ce s-a reușit atunci în 94, pentru că hai că tu ai o vârstă și ești, ai trăit, dar și citești foarte mult, ești preocupat de povestea
să zic, povestea, nu zic da. Istoria, sportul în general și a fotbalului în special. Dar foarte mulți tineri în ziua de astăzi poate nu cred că România a fost la un moment dat pe locul 3 în clasamentul FIFA și pe locul 5 la Cupa Mondială. Tu, România, care acum ești cum ești. Deci, da. Pare o ficțiune. Asta m-a îndemnat, că am datoria să scriu această carte, să vorbesc despre oamenii ăia, cum au fost organizați, cum de s-a putut, că într-un fel intru în mecanism, cum de s-a putut obține acea performanță extraordinară, cum erau oamenii ăștia. Păi ziceți-ne care cum era, deci suntem, citim carte, noi, dar măcar e greu. Vindeți-ne. Bun, suntem în, ok, am înțeles, nu puteți da multe detalii. Și apropo, de ce ai zis tu? Deci pornesc la chestia asta, 90-ul, și declarația capitanului și șefului de gintă. De trib. Da. De trib. Gica Hagi, care a spus că înainte să plece în Italia, i-am adunat pe toți în studio, am trecut cu microfonul pe la fiecare și de acolo a plecat la aeroport. Da, țin minte. Și-au declarat fiecare niște lucruri. Dar Hagi a spus cam următorul lucru. De acum încolo a venit și vremea noastră. Am stat destul și ne-am uitat la televizor la alții. De acum a venit și rândul altora să stea la televizor, să se uite la noi și noi să fim pe scenă. Corect. Și că țineți minte, Italia este numai începutul. Bun. Dar vine 92. Din păcate 92 ăla. Urmează și un Cosice. Cu nodurile lui, da, exact. Vom încep. Adică dacă nu avem Belgia și Cardiff-ul. Începem cu sughițuri și campania 94. Avem șansa să ne redresăm toate lucrurile astea. Mai exista generația de aur fără Belgia și fără Cardiff? Adică s-o fi zbârcit cu generația și atunci? Nu, a fost o piatră, a fost o bornă de plecare. Franța nu s-a calificat în 94, să zicem. Dar o să mai spune că nu s-a calificat. Nu, dar au fost niște borne de plecare, a fost un botez al focului, cum se spune, la Cardiff. Da. Care acolo a căpătat amploarea care a dus pomul la cele 5 calificări în total într-un deceniu. Păi da. Fraților, numai lucrul ăsta, mă. Numai lucrul ăsta trebuie să plecăm mereu să scoatem pălăria în fața acestor oameni. Deci ne-au dus... Că vedea mondial european, mondial european. Ne-au dus de 5 ori, între 90 și 2000, ultimul deceniu al veacului trecut, la turneile finale. Corect. Am ratat numai 92. Atât. Dar 92 a fost compensat atunci. De ce? De calificarea tineretului, care a fost în premieră. Atunci a fost. Era Pisurca între noi echipe naționale de tineri și a reușit prima calificare a naționale de asta de 21 de ani, cum se zice acum. Pun că n-am făcut mai nimic la turneul final, care a fost la noi în țară, dar a fost o calificare. 98, când a luat Spania. Asta a fost, am compensat. Dar o generație uriașă. Sigur că da. Sigur. Și la nivelul ăla. Din păcate n-am făcut mare lucru la turneul final. Dar pe mine au fost bune. Înțelegi. Bun, și vine 90 și ne calificăm. Trecem de Cardiff. Bun. E o poveste ilustrată pe larg, pentru că are niște lucruri extraordinare. Cardiff, dedesubturile lui, dincolo de ceea ce oamenii au văzut, acolo s-au întâmplat niște lucruri. Bun, și dumneavoastră cu domnul Tufeanu. Înțelegi. Tot timpul anunțat sau cum a venit? Am fost cu Tufeanu lângă, Tufi a fost omul care a fost lângă mine. Puiul Ionescu, fiind prieten, am spus mai înainte relația aveam, în momentul când am ajuns la Națională, m-a rugat să-i recomand un operator care să fie de încredere și să facă parte din familia tricolorului în acest context al omului care, Puiul a fost primul care a dat drumul la acest concept, analiz video, nu se numea atunci așa, înțelegi? Deci trebuia să aibă meciul adversarei sau meciurile din care să-și facă o impresie. Exact, da. Să-i facă. Vă dați seama că au trecut 30 de ani de atunci? Da, înțeleg. Păi eu am suferit foarte mult din cauza asta, pentru că, de exemplu, în 94 în America atunci, Tufi săracu, domnule, a fost un martir. Puiul a venit acolo cu 3 lăzi uriașe de alea de aluminiu în care își care echipamentul în America, care erau îndesate cu casete, cu dosare, cu crestomații din ziare, cu reviste, cu tot ceea ce a putut el aduna despre adversarea. Adică el a depus o muncă teribilă, uluitoare. Înțelegi? Ca să adune informații. Din decembrie anul trecut, din decembrie 93 până iar în... partea de video era lui Tufeanu, care în condiții empirice, primitive, adică cu două video care le legau unul de altul printr-un televizor, înțelegi?
casete de alea VHS-uri, VHS-uri, da. Înțelegi? Vedea, nota minute, notam cu el și pomul s-a apucat să le ciumpăvea, să le adune. Băi, iar omul ăsta mai avea și nebunia lui, păsărica lui, mă, să le pună pe sunet. Să le pună pe anunțe. Băi, eu mă certam cu el, bă, dar nu stă nimeni că ăsta când le dă să vadă, nu dă drumul și la sunet. Ce nu lasă, ai, băi, și fraze. Să nu, să nu fie ce. Așa. Da. Adică muncea nopți întregi. Omul ăsta, eu căram, ca să înțeleagă lumea despre ce e vorba, eu căram saci cu gheață după hol, dormeam cu el și îi puneam într-un lighean să-l țin treaz, să nu cadă cu capul în videouri, ca să-i dea l-osta montaj la a doua zi. Înțelegi, lui Iordănescu. Păi neapuiul nu-l interesa, domnule, trebuie să-mi aduci. Cerea faza de apărare, lovitura liberă, plasamentul la nu știu, toate pe diverse momente de joc. Și le făcea din două videouri? Da, așa le făcea. Așa era. Deci nu era calculator, nu era o chestie. El căram după noi, înțelegi? Venise cu ele din țară, două video, televizor, găseam acolo. Mufan la ala și începea să ruleze caseta, să căutăm să forfecăm pe el, înțelegi? Bun, și uite o chestie foarte interesantă, că domnul a fost diabolic, Iordănescu, în privința asta. Deci el aduna extrem și el foarte mult în magazina ca un burete, dar oferea foarte puțin și sinteze exemplare către jucători. Ce ne face cu o zi înainte de meciul care ne-a înspăimântat cea mult, Columbia, care se știe. Că era noua campioană cât mondială, de gonflată era, SPL, gata, da, ce arsenal de lăudați, da, ce avea pe lângă ea. Mă, ne cheamă, după ce mai mult de săptămână, făcuse în toate nebunile despre columbieni, cât de tar sunt la aia, cât de bun sunt la aia, cum driblează, cum lovesc, cum se plasează, cum dragi, cum se apără, și mă, ne cheamă și crezi că ne cere. Sionele, Tufi, Costele, mă, vreau să vă rog ceva. Dar neapuiu. Mă, faceți-mi un montaj cu toate greșelile care le-a făcut ăștia în meciuri. Toate gafele, toate lufturile. Toate alea. Când dau ăștia pe lângă ea. Da. Noi ne uitam, mă, zic că ăsta-i sănătos. Nu înțelegeam ce vrea. Și că, dumneavoastră, zic, ce vrei? Un fel de, deci, un fel de cascadorii râsului. Bă, băiatule, cât de diabolic a fost. Ca să le arate oamenilor că după ce nu încărcase, ia. După ce încărcase aproape, da, 10 zile, băgase ei, vrea ca în ultima seară să-i deconecteze, să-i arate că și aia sunt pământeni, că și aia greșesc, că nu știu ce. Păi frate, ușor de zis, al dracu de greu de făcut. Trebuia să luăm din nou la mână. Alea ce făcuse cu toate bine, nu le băgasem în seamă, normal, da, fazele astea. A scos numai ce era bun. Da. Și acum era exact invers. Am muncit ca nebuni o noapte întreagă, înțelegi? Și până a doua zi pe la 11 ca să-i facem asta. Iar nebunul de Costel al meu, ce crezi că face? Mă caută și fond sonor. Și de alea, cu, exact, tâmpenii de la, da, ca să pună evidență. Ca la mai dire gol, ca la, da, Italia. Făcute în condițiile primitive care lucra el. Bă, când la ultima vizionare a băieților, dai seama că ăștia nu s-aștept. Erau tensionați când erau nab. După ce, da, au fost fișile celebre când Didi Prodan, după ce a văzut, Brenea, el avea pe Asprilia, se uită lângă el, îl avea ăsta, Lupescu, Valderrama, Giga Opescu, Părincon, fiecare, și aveau pe fișe poza lui pe una 4, așa le adunase Iordănescu pe una 4, calități, defecte, toate alea, și fiecare își vedea adversarul de a doua zi și își lua foaia. Și cum discuta individual cu ei. Dar Didi se uită pe panouri la unde erau afișate, se uită în stânga, se uită în dreapta, pe toți mai aveau și niște nasoale. Și o dată răbunește, bă, neapuiule, bă, dar bronetul ăsta al meu are numai calități, numai plusuri, n-are și el nicio bubă. Iordănescu râde în barbă și că, bă, da, bă, Didi, are, bă, dar nu le-am scris. Vine un coasă, spun. Dar, de fapt, l-a spus cu voce tare. Bă, e târșelos, bă, e fricos în calea afară, bă, Didi. I-a revenit culoarea în obrajul Didi. Dacă păi din dacă prima e așa, lasă-l pe mâna lui Tătuc. Acum îl prind, cum ți-l corentez. Replica e celebră. Celebră, știință, da. Da, și că, bă, e târșelos, e fricos. Nu a, înțelegi? Cred să uita, toți aveau și el alt. Dar al lui nu avea niciun defect. Și la sfârșit le-au dat montajul ăsta. Nu înțelegeau în prima fază, băieți, despre ce e vorba. Poate ați greșit caseta, da, poate ați băgat altceva. După, păi ce ăștia scrâșneau din disc, că îl bruftoluia pe Tufeanu, că e omorat cu vizionările, da, Iordănescu. Da. Parcă Tufi era de vină. Sau da, 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 da. Adică când îl vedeau. Bă, dacă n-au văzut ușa asta, despre ce e vorba, și-a atins efectul. Au plecat spre camere, corect, comentând că era stand-up comedy. Nu mergeți, sunteți în țară la campionatul mondial din Italia.
Da. Vine, asigur spatele. Vine 92-ul, când e o dezamăgire, ca să fim și sincer. Mă duc în Suedia. Bun. Am fost la European în Suedia. Fără România acolo. Da, cu Danemarca. Faimosul meci, mai da. Faimoasa finală, perfect. Faimosul traseu și Cosicele, Cardiff-ul, Belgia și așa mai departe. Exact. Și acum sunteți, dar fiți sinceri, vă rog, suntem în 94. Credeați în treaba asta? Bun. Se sudase echipa. Adică v-ați gândit că vom trece de grupe, să zici că ăsta era primul obiectiv, nu? Nu. De trebuie să fim sinceri, adică așa e ușor de zis. Da, adică să spuneți acum, da, domnule, mi-am dat seama că vom ajunge. Nu, dar acolo așa ne-au copreșit tot ce s-a întâmplat în gigantismul al Americii, încât nici n-am mai putut să ne mai gândim. Am fost luați de val, ăștia noștri au făcut o pregătire excepțională, singura țară care s-a dus din toate cele 24, nici măcar țara gazdă, Statele Unite n-a venit cu două săptămâni înainte în cantonament. Noi ne-am dus cu două săptămâni înainte și a omorât ăsta Iordănescu, deși cu puțin timp înainte pusă la Bormio în Italia într-o pregătire de aia de trupe SEAL, înțelegi, sau pușcași marini, i-a rupt acolo, înțelegi, 12 zile, că îi omoară, pe pregătire fizică, mai puțin tactică. Căldură mare în state? Da, nenorocire. Și erau niște alternanțe de temperatură îngrozitoare, apropierea oceanului acolo în zona în care am fost noi lângă Los Angeles. Te rupea. Dimineața era bine. Dar spre prânz creștea cu 20-25 de grade temperatura. Se crea și cum se făcea umiditate condensă? Se făcea. Știi cum se făcea? Terenurile de antrenament, noi de aia ne-am dus acolo în zona la Newport Beach, orașul celor mai bogați oameni din zonă, pentru că acolo aveau campusurile toate marile universități din zona Los Angelesului. Și ce înseamnă campus la ăștia? Ei pun un preț deosebit pe sport și ca atare au o bază materială uluitoare. Terenuri multe, extrem de bine întreținute, pe care cu program sau la liberă alegere se făcea sport în continuu. Și de aia ne-am dus acolo, pentru că aveam terenuri de antrenament excepționale. Înțelegi? I-a dus cu două săptămâni înainte și i-a omorât Iordănescu. Cum se făcea? Deci la 40 de grade, terenul era înconjurat de butoaie cu gheață. Așa era terenul. Băieții alergau, își mai luau câte un pumn de gheață de acolo, încercau să se mai refrișeze. Vreau să spun că sunt imagini în care le ardeau picioarele. Aveau sânge când e dur pe ce spun. Când descărceau ghetele în câte o mică pauză, nu la puțin dintre ei, mi-aduc aminte de Prunea, de Tibi Selmeș, Nică Panduru, aveau șosetele îmbibate în sânge. Înțelegi? Ce-i rupea. Dar Iordănescu n-a avut mamă, n-a avut tată. Mă, și iarăși încă o chestie de perversitate calculată. Cu cine crezi că începea totdeauna observațiile să-i certe pe jucători? Observațiile astea lui. Reproșurile lui. Cu cine crezi? Cu Hagi. Cu Hagi. Băi, omule. Deci, al doilea ca vârstă după Belotti, deci câteva luni îi despărțeau, dar lider de valoare fără discuție. Da. Mă, pe Hagi îl biciuia cel mai mult. Nu știu dacă Hagi, eu n-am apucat să-l întreb niciodată. Mă, ați fost înțeleși? N-a ripostat niciodată. Înțelegi? Bă, dar Iordănescu calculase foarte bine. Mă, dacă dă în lider, să zicem, acum ascultă și se supun toți ceilalți. Nu mai cărgânește unul. Eu îl băga fluierul la gură, începea să urle. Gică, nu știu ce. Și cu el începești. Cu el începea mereu reproșurile și astea. Bun, deci antrenamente în condiții. Câte două, chiar trei antrenamente pe zi. Înțelegi? Băi, oamenii erau alături de dumneavoastră? Adică erau pe acolo români stabiliți sau veneau? Da, veneau o grămadă. Băi, da, e o chestie și anecdotică, știi, care sunt mai pe larg poveste în carte. Ne ducem, deja Iordănescu n-a venit cu noi, n-a plecat cu noi din țară, el a plecat să vadă că juca Elveția cu Italia la Roma. A avut un amical și el sau să vadă și a venit pe altă rută. Țiți a fost la comandă când am plecat de aici. Dar cum a venit imediat acolo și ceea ce e ciudat, uite, acum calculând, bă, zic, stai puțin, că lumea dacă se uită așa, am plecat pe 3, ne-am întors pe 13 sau 14, bă, nu apar 44 de ore, bă, se pierde în acest tunel al timpului cu cele 10 ore de fus orar, se pierd 2 zile la 2 zile la întors, mă.
Pe cuvânt, nu ies în calcul, nu-mi dădeam seama de ce. Deși aveam calendarul în față, unde sunt astea 44? Da, exact, unde se duc, da, cum ies, da. Înțelegi? Corect. Că aveam acolo, am ținut ca în armată. Eu acolo am ținut o evidență ca în armată, zilnic cu programul și bifam zilele și scrieam diverse chestii, exact cum faci în armată înainte de eliberare. Da, câte mai armată, sunt. Da. Amereu ăla. Amereu. Exact, așa am făcut eu acolo. Și nu ieșeau la... Nu ieșeau la socoteală. Dar sunt zilele care le pierzi în tunelul timpului. Înțelegi? Corect. Călătorești 24, am călătorit 24 de ore. Dar am apărut, am plecat la 10:30 dimineața din București, vineri, și tot vineri la 10 am ajuns la Los Angeles, cu o escală de 5 ore la New York. Băi, cum se întâmplă? Știi? Da, corect. Numai dacă ai făcut traseul, s-a spus și realizat prin ce ai trecut. Înțelegi? Și ziceți că veneau români acolo. Așa. Da? Ei, deci, cum vine Iordănescu? Ne ia, am bezmetici, 10 ore diferență de fus orar. Nebunie curată, cum se adaptez, cum să nu știu ce. Apropo, cine crezi că ne-a întâmpinat la Los Angeles? La aeroport, Nadia, alături de Buhoiu, de regizorul Fătulescu, de mulți ăștia, iar la hotel cine era, cine conducea grupul de români de acolo, îmbrăcat în costum popular? Corina Chiriac. Pe bune? Băi, ea ne-a așteptat cu pâine și sare, cu o părincuță, înțelegi? Mă, îți dai seama, cât eram de omorâți, de obosiți, așa ne-a ajutat chestia asta, înțelegi? Și ne-a și cântat în refrenele ei, nu știu ce a fost. Trăia în perioada aia, Corina, trăia în state. Da. Înțelegi? De-aia, a fost foarte aproape de noi. Și așa chestia anecdotică. Încep, vine Iordănescu, gata, hai să mergem la antrenament. Terenul pe care îl rezervasem din vreme, i-au pus până la începutul anului și au făcut toate rezervările. Ne ducem acolo, începe antrenamentul, s-adună o grămadă curioși, înțelegi, pe lângă noi. Înnebunește Iordănescu, el, secretos, cazarma pe care dorea el. Traiene, până mâine să avem un gar făcut aici. Nu vreau să uite și a toți la mine și cine să le-am știu ce știi. Mircea Sandu i-a făcut, a plătit, au venit ăia, au pus un gar de 2 metri și ceva de jur împrejurul terenului. Vine antrenamentul de a doua zi. Începe antrenamentul, atunci ne dăm seama că dincolo de una între, așa este, laterală, ar fi o tribună, era un deluleț ăla. Ăla acum, pentru că ai închis un teren, mai tare atrăgea atenția. Era ciorchine, câteva sute de dăia. Mama nebunit, Iordănescu. Mucalitul de țiții. Puiule, ce face, mă? Îl pune să-i scaveze dealul pe Mircea Sandu? Îl pune să-i scaveze dealul. Ăsta a mustăcit. Ne-a mutat pe cel mai depărtat teren. Înțelegi? Acolo altă chestie. Era încă o lizieră în asta. Bă, frate, plină de iepuri. Să speriau iepurea de bubuia la mingilor. Te trezeai cu ea că fugeau printre noi așa știi iepuri. Înțelegi? Nebunie curată. Adică au fost chestii care în scrâșnetele alea că se muncea, mai erau și chestii astea întâmplări amuzante. Ei erau tensionați că dumneavoastră îi simțeați. Adică i-a păsat. Bă, erau concentrați. Și mi-aduc aminte că, sigur, m-au invidiat mulți colegi, pentru că aveam statutul care l-aveam, da, și tot timpul acolo. M-au jurat că mulți au scris în dinți. Și ne-a Vania Chirilă, mi-a surmea, că mă luam, dă-ne mă și noi, dă-ne și noi niște calde de acolo, dintre... Da. Adică ei vreau ca să dea, îmi preda seama. Păi zic, oameni, nu se întâmplă nimic, să muncește pe rupte, ai bă că dai tu numai ce vrei, că ții cu Iordănescu. Dom'le, ăsta e adevărul și așa a fost. Dom'le, s-a muncit pe rupte, nimeni n-a cârtit. A răspuns, tot programul la draconii făcut de ăsta, a fost urmat pas cu pas, exact cum și-a propus el. Știu că la anumite zile mai erau niște supape de eliminarea presiunii. O vizită la Disneyland, o plimbare pe țărmurile din Balboa, pe nu știu ce, mai erau, înțelegi. Dar când era de muncă, s-a muncit ca la... și meciuri, foarte multe meciuri în astea de școală, da, cu echipe de alea studențești, cu echipe de colegii. Mircea Sandu a avut un ajutor acolo, unul Grigore Ghiga, s-a întâlnit cu el, primul antrenor la școala sportivă. El era profesor la un colegiu californian. Și ăla ne-a ajutat foarte mult să ne aducă echipe. Și ea era onorat să joace cu o țară calificată la mondial. Clar. Și au reprise de câte 60 de minute. Iordănescu avea fluierul și cuțitul, cum se spune. El hotăra, oprea meciurile. Băi, îi lua pe ăștia cu mâna și așeza. Păi mă, și în engleză vorbea ca să știe și adversarul. Ce are de făcut? Da, sau... Erau reprise de câte 60 de minute. E nebunie curată, adică nu... De-aia spun, s-a muncit într-un... ca la galere. Ca la galere. Și bucuria cum s-a trăit după aia? Adică bucuria în meciurile unde am avut, că cu Elveția... Ba, da, da. Prima bucurie a fost după meciul care ne-a creat cea mai mare presiune, meciul Columbia. Da. Când
când plecăm la stadion, un lucru care l-am scris în carte și care e probat în film, că am și un film făcut cu Tufeanu, care pleacă tot de la același titlu, titlu parafrazând celebrul film al lui Sergio Leone, Once Upon a Time in America, scos exact cu 10 ani înainte de aventura noastră, în 84, ultimul film al lui, Marea Capodoperă, înțelegi? Mulți spun că rivalizează cu Goodfighter, cu Nașu. El atunci a fost Al Pacino, acum era De Niro în filmul, așa, știi, povestea găștii de puști care înfruntă tot. Eu am asemuit povestea noastră cu povestea exact, da. Acolo, știi, cu un legământ între ei care cât a fost urmat au avut reușită. E, presiunea cea mai mare a fost pe meciul ăsta cu Columbia. Toată lumea era, doamne, Columbia ne omoară, e... Cum e? Nu știu dacă erau interesați, dezinteresați, dar Beckenbauer, Cruyff, Pele, toți erau, plusau Columbia. Bă, acolo nu exista Brazilia, nu exista Germania, nu exista Argentina, nu exista Italia, multiple campioane mondiale, nu erau. Columbia. Toți o plusau. Fusese fabulosul ăla 5-0 de la Buenos Aires al lor, da. 15 meciuri fără înfrângere, totul era s-a ureola în această campanie. Eu cred că n-a fost o sală dezinteresată care a fost făcută pentru Naționala Columbia. Și numai că îți crea o stare de spirit la bursele de pariuri, bursa celebră de pronunțiri și pariuri de la Las Vegas. După Brazilia era a doua cotată ca mare favorită Columbia. Noi eram la coadă. Înțeleg? Adică totul era pomă. A apărut un sondaj în Gazeta de la Sport. Poate cel mai important cotidian corect de fotbal din lume. În care la fel aveam... Chiar spuneam, e bine că jucătorii nu văd lucrurile astea și eram mici de tot față și aia toți îi plusau și îi cotau foarte bine. Deci e clar, ăsta a fost contextul în care s-a jucat meciul ăla. Nu mai zic stadionul, care a avut 50.000 de, îți spuneam și ție, apropo de gluma pozei tale, de Peruș Valderrama. Da. Erau pe aia, dominau. Și ce e frumos, că ei având steagul la fel ca al nostru, aceleași culori, îi leau pe longitudinal, jumătate e galben, cealaltă jumătate albastru și roșu. Noi cu tricolorul, ziceam că e stadionul plin de români când am ajuns deci acolo. Deci așa făcuseră 50.000 sau câte mi-a spus de peruci? Da, da, toți aveau peruci la încă. Toți erau Valderrama da, acolo. Gulitul Americii de Sud. Da, da. Gulitul blond. Așa corect. Era numit. Era și în vogă atunci. Da, da, da. Era un jucător spectaculos și era semnul ăsta de identificare pe care ei îl însușiseră și era... Atât de mulți erau în tribună, adică da, vorbesc fost, ca raport, da? Da, 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 sigur. No, noi am fost vreo 7.000 dacă am fost acolo. Mai mulți am fost la Detroit, din păcate, unde am avut cea mai multă da. Înfrângere. Acolo vin și din Canada mulți și foarte mulți români trăiau în zona aia și pe coasta de vest, în zona Michigan, Detroit, știi? Dar aici cam atât, cu 7.000 de oameni la meciul după Rose Bowl și ăsta e și uriaș, cel mai mare stadion. Da. Ăsta a fost Rose Bowl-ul de la Los Angeles. A avut și cele mai multe meciuri, 8, inclusiv finalele. Da. Au fost acolo. E, ce a fost acolo și toate cele, înțelegi, contextul ăla, când mă duc, când plecăm de la hotel, eu aveam o marotă în anea. Când plecam de acasă spre televiziune, erau numerele de materiale cu cifre atunci în România. Da. Dacă întâlneam o mașină în care erau 37 legați, în ziua aia mie mergea bine. Aveam noroc. Asta era fixul meu. Nu știu, alții cred, nu cred în chestii de-astea. Așa era eu atunci. Mă, când ne urcăm să plecăm la meci oficial, autocarul tras la peron, prima mașină în fața autocarului, mașină poliție de... Aveam două motociclete și un autoturism în față, alte două motociclete și un autoturism în spate de poliție federală. Mă uit la număr. California 33-777-3. Senzațional. Vine Iordănescu. Tu filmează scena asta. Și arăt. Uite puiul. Așa și explic. Astăzi voi dați 3 goluri. Ăsta dârdea tot. Boierule, să nu luăm 3. Nu să dăm 3. Nu știu ce. Bă, puiule, ascultă mâine, dați 3 goluri voi astăzi. Înțelegi? Foarte tare asta. E filmată. Să nu crezi ceva că bag în ele. Da, cum da, spune da, 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 da. E filmată chestia asta, știi? Înțelegi? În autocar, pe drum, îi spun și lui Gică. Înțelegi? Uite, Gică, era mașina în față. Uite, vezi mașina aia, și lui puiul. Voi dați 3 goluri astea. Ăsta mă ia așa, în balon. Da. Ioane, așa e, nu te contrazic. Cum zici tu? Da, nu știu ce, ca tine să fie. Da, înțelegi el. Da, numai că nu credea. Numai că după meci,
nebuniți puiul, bă, să pune Ionel mașina aia mereu în fața noastră și știi, fermălaie, știi? Să-l aducă. Da, am fost eu micul Nostradamus la, da, la momentul ăla și am mai fost înainte de Argentina. Bă, frate, pe drum când ne-am întors, escorte uriașe de mașini, de motociclete cu steagul României. Mă, erau mai mulți decât au fost pe stadion. Nu-mi explic cum. Un alai pe lângă noi și acolo autostrada aia, deși era numai 20 de kilometri, era 7 și chiar o benzi. Plin de jur împrejur. Foarte tare. Ne-au însoțit până la hotel. La hotel, nebunie. Români mulți. Cine e primul care ne desface, ne deschide ușa autocarului, sare și ne ia la pupat pe toți. Ne umple de pupături. Gigi Becali. Pe bune? Da, mă, Gigi Becali era primul. Care... 1994? Da, da, înțelegi. Era mustăcioara aia de Cher Glebel. Ce știi? Înțelegi? Ei, Hagi a avut în America 20 de invitați personali. În afară de părinți, de surori, de cumnați, veri, prieteni, 20, inclusiv pe cântărețul lor, Gicu Coadă. Adică el s-a gândit la tot, care ne-a cântat în noaptea aia la petrecere. Înțelegi? Toți erau invitații, au fost invitații. Și cred că și Gigi a fost printre invitații. Am înțeles. Logica. Dumneavoastră le transmiteați ce se întâmplă aici în România? Adică cu aici, care... asta e o mare durere. Vremurile erau cum erau, dacă am fi fost ca acum, era excepțional. Atunci se transmiteau prin casetele beta, da, se filmau, prin poștă, mail. Adică prin... n-avea satelit, nu închiria satelitul. Nu, era costurile extraordinare. Noi abia am avut, că am avut o pericol să nu transmite toate meciurile, înțelegi? Nu, erau bani, azi nu știu ce știi. Dar să mai te... plăteam și trimiteam prin poștă. Făceau 2-3 zile pe FedEx, pe US Mail. Făceau 2-3 zile până la București. Pentru mine era un chin, pentru că erau decalate, defazate, da, evenimentele. Da, numai... Să jucau următorul meci până veneau dacă reacțiile de la... Dacă aș beneficia de ceea ce e asta. Era o nebunie frumoasă pe care o întregeam extraordinar. Era a fost o durere care rămâne, știi. Deci era acest delay îngrozitor, da, știi. Da. Între eveniment și reflectarea lui. Fă sărbătoare în noaptea acolo, la hotel, ne-a cântat Gicu Coadă, e imaginea emblematică, Gica Hagi, bronzat ca un tractorist, cum se spune, pe mâini și pe față, stă toată noaptea slăbit, avea niște mânuțele pe lângă mama și tatăl lui, îi ține de gât și Gicu cânta și nu știu ce. A fost frumos, a fost. Ăștia tineri erau mai plecat, aveau, au zbugit-o cu nevoie. Răduciu era în luna de miere, mă, să căsătorise cu o săptămână înainte de a pleca în America, cu Astrid. Cu Astrid. Înțelegi? Acolo și-a petrecut luna de miere între picături. Și erau toți cu soțiile veniți, Belo cu Sandra, Dan Petrescu cu Dana, Stelea, Dorinel. I-a lăsat nepuiul? Da, păi nu, le-a dat liber și da. Ăștia tine au zbugit-o imediat. Normal. Ăia mai codă și mai vână, mai nu să mai, se grebeau, știi, așa, înțeles, să plece. Se știa de atunci că de Maradona că nu va juca? Nu se știa încă, nu? Aia s-a aflat exact în ziua în care ne-am aflat și adversarul. Joia aia, pe întâi parcă, e scris foarte exact în carte, a venit o dată cu vestea că vine Argentina, a venit și bomba cu cocktailul de substanțe găsit la Maradona. Aproape în același timp. Iar la ora 13 și 6 minute s-a făcut publică lista celor 5 substanțe găsite în el. 5 erau în cocktailul ăla pe care îl luase. Da, a fost o bombă. Într-un fel ne-a și debusolat, pentru că pregătești meciul, gândești, da, cu Maradona. Iar la Maradona s-a mai adăugat cineva. Băiatul Vesel Canigia, care abia revenise după suspendare pentru, da, dopaj pentru droguri, și când a văzut și San Balosa, imediat s-a accidentat. A zis să stăm liniștiți. Da. Subit. Da, și se schimbă tot. S-a accidentat tot în dormitor. Da, pac. Când nu mai ai pe Maradona, când nu-i mai ai pe Maradona și pe Canigia, lucrurile se schimbă. Se schimba totul. Pentru Pui a fost o nebunie curată. Probabil el și-a pregătit meciul la modul general în ultimele etape și nu știa ce va face Alfio Basile, ce, da, formulă va... Avea, sigur, că nu puteai să plânge Argentina că nu are jucători. Da. Nu mai era important să faci ăștia pregătirea în funcție de adversar. Înțeleg. Apropo de pregătirea asta, am cu o chestie anecdotică. Ai auzit de Gil Mărdărescu? Ei, cum? Fostul mare antrenor care era jucător de ani de zile la noi aici, care stabilit în Statele Unite, în zona Los Angeles. Bă, a stat tot timpul pe lângă noi, nea Gil. Da? Și venise, el avea vreo 70 de ani atunci, în 94, tot vroia să-l învețe el pe Puiu, așa, să-l învețe el pe Puiu cum să bată Columbia.
Înțelegi? Ăsta cu ursul și rigid, cum e, nu prea vrea să-i dea atenție, nu vrea să-și pierde timpul, nu știu ce știi. La un moment dat, Mircea Angelescu, care îl cunoștea mai bine, zice, mă, Puiu, e un om în vârstă, stai și tu vorba, acordești tu 50 minute, da? Le-ai considerat și acolo. Dă gura lui Mircea, Iordănescu acceptă. Neagil, și-l invită la el, lângă camera lui din cantonamentul ăla prim, da? Avea încă un apartament în care avea biroul lui de lucru, unde erau lăzile alea cu așa și materialul lui documentar. Jumată i-a adus de mine, pentru că pe mine din momentul din 10, când s-a deschis centru de presă, îi spunea lui Mircea Sandu, dă-i mașină lui Ionel, de două ori pe zi. Mă ducem acolo și mă punea să scot tot din calculatoare în aia, înțelegi? Tot. Nu numai ce era legat de echipa de fotbal, dar tot ce era legat de Columbia. Geografie, demografie, obiceiuri, serios? Tradiții. Și zic, bă, Puiu, dar ce faci, mă, cu asta? Mă, zic că eu din toate astea, bă, fie ce mi-a răspuns, îmi dau seama ca în ce fel de fibră are poporul ăsta. Înțelegi? Foarte tare, da. Înțelegi? Da, înțelegi. Și aduceam tată. Atunci am zis, ia duc cu sacoșa. Ia duceam paponii, zic, mine de hârtii. Și era o masă, cum mai aveți voi asta, de lemn, așa era o masă mare acolo. Lemn prăștia acolo, le. Prin, nu, s-a uitat prin ele, cred, s-a uitat. Dar erau tankuri, se adunau multe, dacă în fiecare zi de două ori, o dată, două ori mă trimitea să văd ce a mai apărut, ce mai înșe. E, ăsta e contextul în care îl cheamă pe Neagila acolo. Neagila avea o mapă, așa, o măpulică. Scoate de acolo, nu știu ce, el avea câteva schițe făcute de el. Cum execută 11 metri. Valencia, Asprilia, Rincon, cum bate lovituri libere, cu tare, cu tare, cum așa, niște scheme astea, niște tăieturi, câteva tăieturi de în ziare. Ăsta l-ascultă, l-ascultă câteva minute, Puiu. Neagil, vă mulțumesc frumos. Dar vreți să știți ce înseamnă pentru mine Columbia? Bă, da, da. Uitați-vă aici. Și o să vede alea treile, fiecare cu eticheta pe ele. Columbia, Elveția, Statele Unite. Și îi desface la dau Columbia. Când vede asta, zeci de casete, pomerată dosarele după masă. Băi, s-au aburit ochelare, săracul Neagil. Ai venit mata cu... I s-au aburit ochelare, înțelegi? Și am seama că este un fanatic, un nebun al documentării și pregătirii pentru un meci și s-a dus ochelare. La revedere, la revedere. Învețe, da. E anecdotică, treaba de-aia e emblematică, da, pentru cum a muncit ăsta acolo și cum ce a făcut. Înțelegi? După Argentina, iarăși bucurie mare? Da. Normal. Aia a fost chiar... Da. Bă, stai să te gândești că și acum este, sunt niște aprecieri pe care le-am cules și le-am inserat în carte, făcute în primul rând de cei de la The Guardian, care e un cotidian care apare de peste 200 de ani, este un lider de opinie și în soccer, pe lângă afaceri, politică externă și ce, în care sunt niște aprecieri atât de laudative, că dacă le-ar făcut unii din cintea noastră latină, Italia, Franța, ai fi zis că ei sunt cu metafore cu... Da, dar e mai reci, mai... Da, bă, dar spun niște lucruri despre meciul ăla exemplare, care sunt ca o, așa știi, ca o, un balsam pentru noi. Și îl consideră cel mai mare meci ever de la o cupă mondială, care oricând poate fi dat exemplu. A fost într-adevăr meciul care este considerat lecție de contraatac. Un meci cu niște paradoxuri extraordinare. Este foarte interesant că ai văzut în Gazeta Sporturilor, unde și tu lucrești și colaborezi, voi aveți acel ciclu care pe mine m-a ajutat foarte mult, l-am și citit, acum l-am și folosit, Istoria la raport, da, în care au fost luate meciuri de prim plan din istoria națională, concretă. Cu analiză științifică, făcută, da, cu metodele, da, de acum. Cu Instatul, cu tot. Iar meciul cu Argentina oferă niște paradoxuri uluitoare. Nu intrăm atunci, dar sunt, da, niște lucruri care aparent n-ar fi conducă la o națiune a câștigă. Înțelegi? Da. La astea și după tot, aia... Înțeleg, tot, la toate, la toți parametrii. Sunt foarte exact sintetizați în această carte. Rămâne acel meci, rămâne un meci de referință nu numai pentru noi, dar și pentru istoria Cupei Mondiale. Corect. Înțelegi? Și vine Suedia. Vine Suedia, din păcate, a fost Detroitul care a avut contextul, da, special, pentru că domne, ce se întâmplă? Deja a fost o diferență de 4 fusuri orare. Am plecat după o coastă pe cealaltă coastă a gigantului de țară America. 4.000 de kilometri și 4 fusuri orare. Diferență, care înseamnă foarte mult. Oamenii de specialitate știu. Acolo, acel balon, că l-a făcut de un român.
Constantin Vasile Micu, dar un inginer român l-a construit, îl construise, îl proiectase, era o chestie avangardistă și care, culmea, acoperișul lui se baza pe susținerea aerului dinăuntru. Acolo trebuia să faci un echilibru, să gramezi totul extraordinar de bine, în așa fel încât să poată și oamenii respira și jucătorii care fac efort, dar să susții și acea cupolă de fibră de sticlă. Era o chestie extrem de temerară și nu totdeauna găseai rețeta optimă ca să le împaci pe toate. În acel context, Elveția a jucat al treilea meci acolo. A avut un amical, a avut meci oficial cu Statele Unite și punea după noi. Abusese timp să adapteze. Da. Și era la ea, într-un fel la ea acasă, înțelegi? Da, da. Și avea niște particularități. Era singurul teren, și îmi spunea și Țiții și ăștia mai bătrâni, dom'le, nu era făcut din fășii gazonul. Aduceau... Era din hexagoane. Da, le aduceau cu mașinuța. Ceea ce nu le crea o priză foarte bună. Se mișcau. Umiditatea făcea să crească iarba foarte repede, o iarbă mare, moale, condensul care se făcea. La meciul au fost și mai mulți spectatori, aproape 70.000. Ți-am zis că am avut și noi români aproape 20.000 acolo și totul a dus la niște condiții cu totul speciale. Plus că a fost și mai gravă greșeala de arbitraj. Cum ne cui, noi ne-am dus la 1-1 la pauză. Ei, golul de 2-1 a venit pe o greșeală de neconceput. Corect. Pe care Juinii, tunisian sau sirian, ce era Juinii, da? Da. Și care avea din Bahrain și Trinidad Tobago ajutoare, n-a sancționat-o. Da, începuse adică asta din ce ce mai tare a FIFA, au venit cu presiunea peste noi, exotice și... Berodedic respinge o minge și de la marginea careului Orel, mi se pare, am datele exacte în carte, retrimite mingea ca și cum ai jucat la volei, când respinge o servă, mănânc cu o mână, cu două mâini, o retrimite în careu. Înțelegi? Cu două mâini atât. Da, da. Dublu hands, cum ar veni. Și mingea reajunge în care 106 metri. Da. Deci noi, tocmai de pregătea, să plecăm pe contraatac pe degajarea lui Belo, totul se întâmplă. Se întoarce invers. Imediat, în o secundă. Da. Ăștia-i noștri bunii bășiți acolo, în frunte cu Stelea, care a fost parcă după meciul de kamikaze făcut în prima etapă cu Columbia, când a zburat în bară, în bară, acolo a fost și el, ca și aproape toți, în afară de Lupescu și Hagi, acolo restul au fost morți în jocul. N-ai să spui de niciunul dintre ceilalți. Înțelegi? Toți buimaci. Înțelegi? Și se face 2-1. După care se rupe film. Vine și nebunia cu Jean. Cu Vlădoiu, care intră, Sanie. Da. Mă n-apucă să-l atingă, dar cât de așa spectaculos s-a dus, normal că te îngrozea. Da. Corect. Mi-aduc aminte că eu cu Grădinescu, până în repriza a doua, până la jumătatea reprizei, la un moment dat, eram lângă el la comentariu, nu mai înțelegeam ce se întâmplă. Ne-am scos căștile, ne uitam unul la altul, eram lac de transpirație, pentru că suntem din duș îmbrăcați și ne făceam și vorba. Bă, parcă nu mai gândesc limpede. Și aveam dureri de cap. Da, nu mai era oxigenul. Și puse presiunea, da. Deci noi am resimțit asta, că nu făceam efort. Păi Hagi a declarat după meciul ăla, prima dată în viață eu am avut crampe musculare. N-am avut niciodată în viață. Atunci am avut. Mi se blocau mușchii, am avut crampe musculare. Iar Roy Hodgson, detalia lui. Iar Roy Hodgson, antrenorul Elveției, a zis că a fost un meci disputat în condiții infernale. Puiul a vrut să fie cavaler, n-a zis nimic de condiții, că nu dăm vina pe condiții. Că și ei au șcat tot. Da. Dar ei... Da. Corect. Deci eu spun, meciul ăla a avut datele lui personale. Sigur că au jucat modest. Ți-am zis, 9 din 11 ai noștri. Doar Hagi și-a respectat statutul și Ionuț Lupescu, poate unul dintre cei mai constanți oameni de-a lungul acelui mondial, restul au fost toți la pământ. Cred că influența și de ce s-a întâmplat acolo. Bun, de Argentina am vorbit și de bucurie. Haideți să vorbim despre Suedia, ce s-a întâmplat după. Din păcate... Adică cum a fost atmosfera. Din păcate, toate datele erau să fie bine. Orașul e poate cel mai frumos oraș din America, San Francisco, un oraș cald primitor, un frumos melanj între clasic și modern. Am avut și șansa, pentru că Los Angeles, San Francisco, se numește orașul ceții. De ce? Pentru că acolo câteva luni pe an ceața domnește. De multe ori nici n-ai șansa să vezi Golden Gate-ul sau alte obiective care stă acolo. Noi am avut 5 zile vreme excepțională, n-a depășit 20 de grade.
Nu mai schimbam fusul orar. Și apropo de asta, cu dată certe am arătat în carte că România a fost globetrotterul acelei cupe mondiale. A alergat 6.000 și ceva de kilometri pentru meciuri și spre comparație Columbia a făcut numai 240 de kilometri, Italia vreo 400 și ceva, înțelegi? Și singura echipă care a jucat meciul la toate fusele orare din America. Adică sunt niște lucruri care trebuie luate în calcul în bilanțul ăsta general al respectivei performanțe. Și de-aia zic că aici toate datele erau să fie bine. Rămâsem pe același fus orar, ne dăsem 700 km, un mizilic la distanță în America, se duci la Los Angeles, acolo. Orașul primitor, condiții foarte bune, atmosferă, eram foarte plusați, presa grămadă pe noi, noi veneam după meciul epopeic, să spunem așa, fără să ne ferim de cuvinte cu Argentina, ăștia veneau după o victorie cu 3-1, consistent aparent, dar chinuită, cu surpriza Arabia Saudită, care eliminase Belgia, cu golul al lui Saedova, era extraordinar. I-a bătut, dar un meci fad la care toate datele au fost de partea Arabiei și totuși ăștia câștigaseră, nimeni nu îi plusa pe ei. Noi veneam după meciul care fuse spuma și a rămas pe spuma mondialului. Toți grămadă pe noi, era foarte greu lui Puiu să-și mai urmeze programul, cum era atât de strict, de riguros. Roiau ziariștii, roiau, la ultima conferință de presă când am plecat din Los Angeles au fost 100 de ziariști străini. Și apropo de ziariști, narațiunea mă obligă la niște paranteze, remember-uri, un capitol special în carte este dedicat recordului presei românești stabilit în America. Eu am văzut acolo peste 60 de ziariști români care au fost la acea competiție. Peste veniți 60. Nu numai de aici, nu, și de acolo. Cea mai mare parte veniți de acolo, erau câțiva, erau Buhoiu, Horia Pușcașiu, formă... MMI-ul era... MMI-ul, da, care era așa, MMI-ul, au fost 3-4 și au fost, mai fost Emanuel Tânjeală, Paul Romoșan, care a făcut albumul din Mexic 70, dar fotojurnaliști, dar groși, cei mai mulți veniți de aici. Groși erau din țară, înțelegi, în toate eșantioanele. Veteranii le-am și făcut pe echipe, conduși de Neavanea Chirilă, secundat de Gheghe Nicolaescu, Eftim Ionescu, înțelegi? Categoria de mijloc condusă de Ovidiu Anisoaia, cu George Stanca, cu mulți, adică care au fost acolo, formă tinerii conduși de Voichin, care avea 25 de ani și Paul Zaharia, mai mulți, că i-am notat spune, de 60 ceva de ziariști. Da, foarte mulți. A fost o potriveală, că pentru... Era și mirajul Americii, dar a fost o potriveală, că pentru cea mai mare performanță a României a fost cea mai numeroasă expediție jurnalistică, cea mai bogată expediție din istoria României. Că n-au fost nicăieri atât de mulți. Gazeta Sporturilor a tras atunci 1.000.000 de exemplare, acum are undeva la 20.000. Ca să înțeleagă oamenii despre ce vorbim. Eu am făcut un capitol la început, în prima parte a cărții, despre forța presei sportive, presei în după imediat după 90. Când a fost acel boom extraordinar. Da, cu zeci de titluri, sute de titluri. Noi am pomenit, am avut 3 cotidiane. Da. Am avut Gazeta, a apărut Sportul Românesc al lui Mitică și Ovidiu. Făcuse și, la un moment dat, și Joe a ținut vreo an de zile Sport 21. 512 numere. Erau revistele, înțelegi, care continuau să apară și a apărut Fotbal Plus, care a fost o revistă excelentă. Da. Și deținută. Deținută, model occidental. Da. Și tot am făcut un inventar. Adică a fost, și presa avea o influență extraordinară. Pe capitolul dedicat lui Cornel Dinu, chiar așa se numește, Paradoxul Cornel Dinu. De la răsfățat la renegat al presei. Că într-un fel pe Cornel, presa l-a pus, presa l-a, corect, l-a omorât. Cosici. Așa de puternic era. N-aveai cum să nu ții cont de forța asta a presei. Lași diferența de fus orar și eveniment. Și plus redacțiile extraordinare care erau la evenimentul, la evenimentul ziua. Zilei, scotea evenimentul zilei, ai bulina albastră, scotea la prânz ca să poată să prindă. Știi, toate lucrurile erau... le-am notat, înțelegi? Da. Adică, dom'le, era o forță. Și erau anii, înțelegi? A fost un boom extraordinar al presei sportive și care... Era un eșantion extraordinar al mass mediei românești. S-a putut dialoga cu cineva după meci? Sau toți au fost... Nu, se putea vorbi, nicio problemă. Era și Puiu mai relaxat, adică a fost... Chiar el și-a reproșat, apropo, după meciul cu Columbia, după mulți ani, că a fost prea permisiv cu sărbătorirea după meciul cu Columbia. Ceea ce nu este deloc acoperit din ceea ce s-a întâmplat. Dar el așa este, că de-mi poate din cauza asta... Era am pus-o cu el. Nu, dar nici nu puteai, erai obligat să faci niște... Nu, întrebam de Suedia, după Suedia.
mă, după Suedia, iar meciul ăsta cu Suedia, din păcate, Dumnezeu, exact cum spune, numai că nu ne-a pus în traistă, dar ne-a oferit toate, am avut în mână toate aturile să câștigăm. Lumea poate uită. Pe minutul 73, Inghe s-a luat un gol valabil anulat. Lumea, uite, chiar, a fost un gol anulat greșit de Pairetto. Arbitru mare, da, înțelegi. Parcă Pairetto a fost atunci arbitru. Pe urmă, au fost acele întâmplări din prelungiri. Cum am, noi am egalat în minutul 90, cum au dat gol noi în minutul 111, cum imediat a fost eliminat Schwarz, și încă după un minut a început să șchioapăte Dalin, care n-a mai contat până la sfârșit. Pormă, începe nebunia cu 11 metri. Ei ratează, dau primit și dau cu un mild de peste poartă. Mă, deci totul a fost de partea noastră. Da, erau așezate așa. Numai noi n-am fost în stare să ne apropiem. Iar datele meciului, apropo de paradoxul meciului cu Argentina, aici e un paradox, sunt de partea noastră. Cifrele Instat și toate analizele după meciul cu Suedia. Da. Meciul ăla nu trebuia pierdut. Nu trebuia pierdut. Din păcate, și un capitol serios în carte dedicat personajului central al acestei aventuri, domnul prietenul meu Puiu Iordănescu. Are merite extraordinare în tot ce s-a întâmplat, să duci România pe locul 5. Dar din păcate, tocmai la meciul ăsta ultim, Puiu a ajuns fără benzină, ca să spun așa o expresie plastică. N-a mai fost el. A fost pierdut. N-a mai avut vână. N-a mai avut nebunia, răutatea, dracia ei lui, care ajutau foarte mult echipa în momentele dificile. Păi numai un lucru să reamintim. În toate celelalte meciuri de până atunci, făcuse două schimbări și au fost meciuri de 90 de minute. Singurul meci de 120 de minute și nu face și a doua schimbare. Dar ce însemna o a doua schimbare? Cum rupeai ritmul, cum repoziționai echipa, tot era. N-a mai făcut-o. Și a mers meci 120 de minute. Înțelegi? No. A luat o decizie bună să nu-l schimbe pe Prunea imediat după ce a gafat, cum nici erau poate unii. Pentru că Prunea ne-a scos două goluri cata făcute în ultimele secunde. Corect. Ale... Corect. Dar putea să-l schimbe înainte de 11 metri. Pentru că era cea mai indicată măsură. Temperamentul lui Stelea, mai flegmatic, mai detașat, era poate mai era bun pentru 11 metri. În contextul ăsta. Florin, sureșitat, marcat de gafa, cu presiune pe care îi se datora în cea mai mare măsură, a țopăit, eu am făcut comparația exact ca un țap, ca o capră, exact cum făcuse Servică Lung cu 4 ani înainte la Genova, când mereu a sărit în altă parte și a dădeau. Așa a făcut și Florin. Dacă analizezi lovitura noastră, la fel au procedat și unul și altul. Portare excepționali, din păcate nu au pasat cu 11 metri. Poate acolo trebuia să... Deci lipsa de reacție a lui Puiu, faptul că nu știu dacă le-a cerut ceva, dacă nu le-a cerut, la chestia cu 11 metri, n-a avut vână, i-a lăsat pe ei să hotărască care, cum bat, l-a lăsat pe Gică Popescu să refuze să bată 11 metri, s-a bazat pe ăștia doi care băteau foarte bine în antrenamente, da, una e antrenamentul Beloș cu Petrescu. N-am, înțelegi? Da. De exemplu, eu mă întreb și am pus aceste întrebări. De ce nu Panduru, care a făcut 40 de minute fenomenale? A intrat în locul Dorinel, are cifre și pe Instat și pe analiză făcută de băieții de la gazetă, excepționale pentru aproape 40 de minute jucate. Și cu șuturi la poartă și cu dribluri și cu toate cele. Deci era în vână, era, cum spuneai, în mână și în vână. Deci să nu bată și bun șutor. Da, sunt mulți de dacă și au de ce. Rămân prea mulți de astea și care tot se duc înspre el. Răspunsul care el le poate da. De-aia spun, din păcate, am muncit atât de mult acolo și poate tocmai aici, la ultimul pas, n-am mai fost așa cel care a fost. Dramatic a fost cum s-au comportat băieții noștri. S-a plâns piesa holografului, cred că de acolo a fost inspirată și bărbații plâng câteodată, chiar așa mi-am și intitulat capitolul respectiv. Și nu pot să uiți imaginele alea cu Răducioiu, golgheterul nostru, care își afundă capul în iarba de la mijlocul terenului și o udă cu lacrimile sale. Prodan, care plânge cu convulsiuni, cu fața acoperită în ghetele de,
de fotbal și plânge cutremurându-se. Dan Petrescu, care își dă pumni singur în cap și alergă ca nebunul de colo-colo. Prunea plânge dramatic în brațele lui Moraru și al lui Stelică. Hagi se ceartă singur și încearcă să iasă mai după tăria. Adică sunt niște imagini îngrozitoare, știi, ale dramatismului ăla de acolo, petrecut la marginea terenului, la Palo Alto, acolo pe Stanford. A fost drama unei generații, într-un fel. Că frumos au zis colegii de la Gazetă, dom'le, rămâne cea mai mare victorie, dar cea mai mare durere din istoria națională. Da. Adică e un paradox, poate, dar așa Correct. Este. Lacrimile aia au fost extraordinare, dar pe de altă parte mi-aduc aminte de o vorbă extraordinară a lui Didi Prodan, spusă în avionul de întoarcere. Toți se lamentau, toți nu știu ce spuneau, ce spuneau, dar Didi Prodan, hâtru cum era el, meu să rădinească, băiat extraordinar, stâncă aia de om. Dacă, păi n-ai unele, eu o spun așa cum zicem noi ardelenii, păi când ne-o fi mai greu, ca acu să ne fie. Da, corect. Bă, frate, iarăși vorbe premonitorii. Corect. Pentru că, de-adevăr, ne-am mai dorit acum să mai plângem pentru ce am plâns atunci. Sunt 25 de ani de când am mai trecut. Pentru că n-am intrat în semifinalele Cupei Mondiale, fraților. Da. Pentru asta plângeam atunci, pentru asta eram supărat și necrezis. E greu de înțeles acum. Păi sigur că da. Apropo de imagini, știu că n-ați venit cu mâna goală, pentru că a zis de imagini, ne uităm pe niște imagini și ni le da, ni le povestiți. Sunt o grămadă poze da? Așa care... Aici, deci, începutul poveștii cu Ivan Pasachin, la sfârșit de anii 70, la Radio Vacanța Costinești, începusem pe plaje să-l forțez pe Ivan să vină la dialog. În dreapta este soția, ce în stânga îl vedeți pe Horia Alexandrescu, el m-a și ajutat să intru la această prietenie, în brațele lui Horia este Anca Alexandrescu, da, care acum apare. Reporterul da, de la... atât de da. Cunoscut acum, iar în picioare acolo este fetița Ivona lui Ivan, care acum a făcut și a trecut de 45 de ani, 46, înțelegi? Foarte tare imaginea asta. Da, înțelegi? Așa am început dialogurile cu Ivan pe plaje, iar în 84, cred că este și imaginea aia mai departe, Ivan iubea foarte mult Costinești, acolo se simțea cel mai bine. După fiecare mare și ei aveau anual olimpiade la 4 ani, dar aveau campionate mondiale, campionate europene. El lua medalii peste tot, venea la Costinești. Își lua familia și venea acolo, stea o săptămână, două. Înțelegi? Era plăcea acolo, să simțe da. Și avea că avea spasul și mai fidel prietenii mei, aici sunt. Ei nu mă judecă, ei mă acceptă, mă iubesc. Foarte și frumos. Cu ei poți să... În 84, după ultima olimpiadă, el s-a apropiat de 35 de ani, ne-a propus cineva să facem întâlnirea, s-a pătat în scena teatrului de vară. Eu am fost puțin circumspect. Bă, fraților, e un dialog. Și ne-am dus în teatru de vară după concert al Songului și după reprezentația Divertisului. Păi ne-a băgat pe la 1 și ceva noapte. 3.000 de oameni scoica a teatrului de vară. Tremuram și de frică și de emoție și eu și el. Eram noi pe scenă, eu cu el. Dacă caută colegii poza aia să o arate, suntem noi doi în picioare, înțelegi? Și... acolo a avut loc ultimul dialog cu el. Iar Ivan, care la început era de o rigiditate îngrozitoare, în ultimii ani de viață l-a se aprecia cu toții, ce da. Cozor și ce bine vorbea, dar eu am pornit cu el de undeva, pentru că el avea și acel handicap al limbii, al originilor sale, lipovenești, rusești, înțelegi? Și avea, corect, corect. Avea crisparea asta și l-am făcut să aibă încredere în el și să-și dea drumul, pentru că avea de lucruri, spus lucruri extraordinare. Ei bine, Ivan, la un moment dat, așa era, să spunem, mița în scenă făcută, să ne trimită bilete din sală cei de acolo, să pună întrebări. Întrebări, na, oarecum banale, șablonarde. Da, da. Eu îi le citeam, îi le prezentam, le mai îmbrăcam și Ivan răspundea. Bine, și firească întrebare, vă felicităm pentru palmaresul noastră și pentru ultimele medalii la Los Angeles. Cum v-ați simțit la Los Angeles și când v-ați urcat pe podium? Bă, frate, unele de răspunsuri le ticluisem cu, Răzvan, cu Ivan. Aici n-am mai apucat să vorbim între noi ceva. Și spune Ivan o chestie extraordinară, nestemată de sinceritate, lacrimă de suflet. Târziu, aproape două noapte, era și frig, răcoare totuși noaptea la mare, jumătatea la august, parcă mai încolo, sfârșit de august. Și în momentul în care am urcat pe podium la Los Angeles, a început să ridice pe cel mai înalt catarg imnul, drapelul țării, am început să mi se cânte imnul, am început să plâng. Reproduc în memorie. Dar cam asta e esența vorbelui.
și o rumoare în sară, în amfiteatru. De ce am făcut-o? Pentru că mi-am dat seama că era ultima dată în viață că pentru mine, Ivan Pasaichin, să mai petrece o asemenea clipă extraordinară. Am realizat că e momentul să mă opresc. Și tocmai de aceea am plâns. Wow. Bă, omule, care a fost reacția sălii? Îndemnează cei de la Son, care era Mihalea și cu băieții acolo, s-au ridicat în picioare, au făcut făclii din ziarele care erau acolo, bă, și au început să-i cânte. Ce crezi? 84, plin regim comunist, stațiunea tineretului comunist Costinești. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți. Clipe, bă, bă, deci varianta interzisă, că era aia cu să vă dea viața. Da, da, da. Deci 3.000 de oameni i-au cântat lui Ivan, e o clipă extraordinară. Și Ivan, pe fața lui cioplită de piatră, curgeau lacrimile, înțelegi? Mamă. Era prima dată când mărturisea, uite, asta e imagine. Ce e frumos, că după câțiva ani de zile mă sună cineva de la poarta televiziunii, bă, în viață trebuie să ai și noroc. Și păi nu m-a ajutat Dumnezeu să am noroc cu câteva situații. Domnul Stoica, nu mă cunoașteți, nu vreți să veniți până la poartă, că vreau să vă dau ceva. Erau mulți care veneau în anii în început la televiziune, cu toate plângerile, că primarul... N-are butelie, n-are... Și-a făcut la curcan, că toate alea erau acolo Meca, acolo, în sfârșit, și nu prea aveam răbdare. Dar ăsta a fost atât de civilizat și el m-a invitat, m-a dus acolo, bună ziua, s-a prezentat, după jur de 30 de ani, nu-l cunoșteam, îmi dă o casetă. Și eu, domnul Stoica, eu am fost în 84, în amfiteatru la Costinești, când a făcut întâlnirea cu Ivan, în care a anunțat că se retrage în sfârșit. Și am filmat. Din păcate, avea aparatul, un aparat de la ce era în 84. N-am și sunet, dar am imaginile. Și mi-a dat o casetă cu imaginile cutremurătoare de atunci. Din păcate, sigur, era extraordinar să avea avut și sunetul. Foarte tare. E o șansă în viață. Da, da. Înțelegi? Da. Apropo de imagini. Hai să mai vedem niște imagini. Apropo de imagini asta. Da, da, corect. Cu Ivan, știi? Un om. Eu am spus, cel mai mare om de sport din istoria României. Mulți fac greșeala să despartă activitatea lui sportivă de cea de antrenor. Dar adunate, și în cartea mea, în prietenarea noastră, am făcut acest bilanț, adunate împreună performanțele, medaliile aduse de Ivan, atât ca sportiv, ca apoi cu sportivii lui ca antrenor, dau un bilanț fabulos. Cred că nu este în lume, în România nici atât. Da. Înțeles? Sunt 50 de ani în care el a făcut lucruri extraordinare în sportul ăsta. Iar brița caracterului, icoană, ăsta poate că e cuvântul. Ce frumos, da. O icoană. Pentru mine așa rămâne, icoana sufletului meu. Cât voi trăi, amintirea așa rămâne legată de Ivan. Aici avem o secvență din repriza a treia, emisiunea făcută exact la 10 ani după Sevilla, comentatorul acelei meci, da. Coca-Cosa Teohari în stânga, unul dintre ziariștii care a fost acolo, Mircea Meonescu, și Arșinel, care a fost șeful suporterilor acolo. Da, înțelegi? Da. În studio au fost atunci toți fotbaliștii, începând de la cel care le făcea ghetele, bucătarul, da. Toți i-am adunat pe toți nume, meritați toți. Dacă atunci în 96, în 80, acum noi putem să vă arătăm, să Florentin Marinescu, Nea Ion trăia, toți. Da, și acolo e faimoasa poză jos, sprijinită pe pahar, da. Cu o parte din delegația noastră, la Sevilla și cu Arșinel în picioare și cu câțiva ziariști, cu Ovidiu Ianițoaia, cu Neamache. Da, la 10 ani am făcut acea poveste extraordinară, ajutat extraordinar, de fapt, Giovanni Becali are un merit extraordinar, dar și Rebenciu ne-a ajutat, ne-a pus la dispoziție avionul guvernamental și am adus Barcelona 96. Da, s-a jucat. 86, am adus în 96 la București. Am luat și am refăcut meciul și am oferit prietenului și modelului meu, Cristian, șansa să comenteze meciul pe care el ar fi trebuit să comenteze. Foarte tare asta. Înțelegi? M-am dus și am cerșit shortul lui Victor Munoz, capitanul Barcelona, și am shortul acasă. Au fost toți, în afară de Terry Venables, care mi se pare că se prăbădise. Da, am shortul Victor Munoz au fost acasă toți, de la meciul de atunci, din 96. Atunci, după aia, am avut un concert la Polivalentă, Stele printre stele, holograf, compact și steaua cu familie cu tot, care are un final extraordinar, se adună pe scenă, l-am prezentat cu Ghiuri Pascu,
care vorbea, care jucase înainte, da, care era membru național a jurnaliștilor, artiștilor. Vorbea spaniol extraordinar, da, și un tip care cunoștea sport și a, da, care a făcut deliciu. Da. Făcut pe comentatorul de la, de pe Ramon Sanchez Pihuan, a cutremurat sala cu niște, da, comentarii de acolo, cu Tania Budi, care era iubita lui Dan Bidman, da, în acea, da, perioadă, înțeleg, tot la articulatea niște exprimări. Înțeleg, și ne-am adunat cu toți pe scenă la sfârșit și au cântat Holograf Compact. Și cu toți băieții, peste ani și ani ne vom întoarce, peste ani și ani vom fi împreună, mereu. Ce e frumos, că cei mai pătimași ne crezi că erau Los Cibeloni, rigidul Los Cibeloni și exuberantul Ilie Balamuc. Băi, lua microfonul lui Bidman, înțelegi? Să cânte, să asta. Și lui, da, Paul, ca să cânte ei. A fost ceva fabulos, înțelegi? Sunt niște imagini unice pe păstrate în arhiva. Hai să mai vedem. Și această emisiune în care i-am adunat pe toți, da, să vorbească. Mi-aduc aminte de ei. Înțeleg. Am făcut lucruri extraordinare atunci, la 10 ani de la Sevilla. Înțeleg. Aici cu... Aici în 90? Aici poți să-l prezinți tu. Sau da, este 89 sau e 90? Adică... Este înainte de a pleca în Italia. Deci e 90? Da, exact. Antrenorul națiunii noastre la campionatul mondial din Italia. Eu și pentru Naimi, cu toată stima și prietenia pe care o port, am un reproș pe care l-am spus în carte. De fapt, intră în, să spunem așa, această caracteristică a noastră, ca român și ca oameni care conduc și care lucrează în fotbal. Mă, fractura asta dintre generații, faptul că noi niciodată n-am putut gândi lucrurile într-o continuitate, într-o perspectivă a lor. Mă, de ce n-a fost Iordănescu alături de Ienei în Italia? A fost Nea Cornel Drăgușin la 70 de ani. De ce? Că lucrase cu Iordănescu așa. Îți dai seama ce ar fi însemnat pentru Iordănescu experiența din Italia? Da. Asta mi-a pus întrebarea și o pun și în carte. Și e simptomatic, pentru că noi asta facem. Fiecare vine cu ciclul lui, neagă tot ce a fost înainte, nu preluăm nimic unii de la alții. Mereu se pare că noi descoperim apa caldă, pământul și apa caldă, și o luăm mereu, mereu de la zero. De-aia nu avem continuitate, de-aia nu avem, așa cum au toți, o anumită școală de fotbal care să duci niște linii, niște direcții de-a lungul anilor să le poți dezvolta. Iar o repercusiune a fost ce s-a întâmplat cu asta. Deși Naimi nu l-a luat pe Puiu, deși antrenaseră împreună, îl știa foarte bine. Nu știu, sunt lucruri care poate când vom răspunde la ele și când ne vom alinia la lucrurile astea, vom începe să avem și noi din nou performanțe. Dacă continuăm să fim așa, să negăm tot ce au făcut alții înaintea noastră, să ștergem cu buretele, să desconsiderăm chiar, corect, vom rămâne în... Hai să mai vedem. Să ne mai uităm pe niște. Stufărișul ăsta în care ne aflăm acum. Aici este ultimul meci, de ce e interesant această fotografie. Pe Gică Hanji l-am cunoscut în 83, în vară, când a venit la Sportul. Abia trecuse de 18 ani. A stat la mine câteva nopți, stăteam atunci acolo pe Calea Victoriei, aproape de Nea Tudor. A venit la Sportul, locuia la 303, făcuserea, îi amenajeaseră, așa este, garsonieră, așa, pretențios spus, înțelegi? Și l-am cunoscut, era o doamnă la mine în bloc, Barjuma, se numea Elena Barjuma, un suporter împătimit al Sportului, lucrase la Uniunea Studenților, era la pensie acum, grecoaică, care gătea excepțional și care era înnebunită după Sportul. Ea era omul care îi introducea în viața Bucureștiului pe toți noi veniți. Cu prietena ei, Zina Dumitrescu, le asigura și prietenele, îi învăța să îmbrace. Mi-aduc aminte ce lupte a fost cu Dulapul, cu Coraș, să-l facă să-și pună, să-și facă și o cravată, să-și pună la gât, cât de greu a fost să-l lămurească. Ce lupte s-au dus cu el, înțelegi? Apropo de ce făcea femeia asta. Îi ajuta cu examenele, era prietenă cu ăștia, lucrând la OSCR, fusese chiar secretara lui Nicu. Avea relațiile acolo cu Mac Popescu, cu toți ea, și da, ea asigura decalări de examene, cazări, toate... Tot ce trebuia. Omul bun la toate. Exact, da. Și ea trăia pentru sport. Nu avea familie, n-am niciodată, ea trăia pentru sportul. Și la ea în casă l-am cunoscut printre alții și pe Gică Hagi în prima zi acolo. L-am fermecat că i-am amintit un lucru care lui a plăcut foarte mult, că i-am zis că, Gică, tu ești chemat să împlinești destinul unui alt machidon de-al tău, Aurică Rădulescu. Și i-a spus, eu te țin minte pe tine de la mormântarea lui Aurică, când tu, în fruntea cortejului, în Constanța, eu eram cu Tănăsescu, cu Nae Tănăsescu, am plecat la Costinești, el venise în concediu acolo cu soția și copilul și ne-am dus la mormântarea lui Aurică Rădulescu, care murise în Germania, tăiat de tren. De tren. Tănăsescu a fost singur care nu s-a dus cu ei acolo.
Dacă vrei, povestim cum a fost cu Oasa cu Rădulescu. E, idolul Constanței, un fotbalist care atunci a putea să-i să duce spre boltă cariera și aureola de fotbalist, Macedon, tot din Constanța, iar Gică era între cei mai promițători juniori și ducea în fruntea cortegiului, alături de un alt coleg, portretul lui Aurică Rădulescu. Atunci l-am remarcat, l-am văzut o prima dată. Chiar la un moment dat am văzut și o poză cu chestia aia, știi? Și am amintit chestia asta și l-a fermecat foarte tare. Asta a fost pașaportul de intrare în sufletul lui, știi, înțelegi? În noapte a rămas la mine acasă, după ce ți-a gătea extraordinar doamna asta. Am mâncat la ea, am stat la povești, până la un noapte să plecăm. El se ducă la 33, coborând ieri la etajul 3, la etajul 1. Când ajung la mine în față, zic, hai să vezi unde stau eu. Uite aici, nu știu ce. Și deschid ușa, soția se culca, se lăsase în bucătărie un platou de cartofi cu niște ouă ochiuri, cu o salată și miroseaua acolo. Și bă, deși eram giftuiți, l-am văzut pe Gică cum freamătă. Da, n-ar mai fi plecat. Miroseaua de cartofi prăjiți. Am intrat. Hai, bă, Gică, ne-am pus pe cartofi, apoi am scos, nu știu, ce bere să găsea atunci, de aia cu mormorocinia, am mai băgut un par de bere și ne-am așezat la povești. Ne-am dus în birou, l-am văzut că am început să caște pe la trei. Cum să mai duc? Bă, zic, hai, uite, să trag aici un fotoriu, ne-am dus și aia și s-a culcat acolo, nu știu. Așa ne-a demarat de la o fabrică de cartofi prăjiți. Ce tare asta! Demara prietenia cu Gică. E, poza respectivă este ultimul meci pe care l-a jucat în România. În 90, la Plopeni, nu știu ce era pe stadionul Steaua, Steaua Corvinu 4-0, două goluri Hagi. Deci ăsta e ultimul meci. Ultimul meci, da, disputat de Hagi în tricou. El semnase deja cu Real Madrid. Nu. A doua zi dimineață trebuia să plecăm și eu să plec cu el, dar încă era chestia cu pașapoarte și mie să plecăm la Madrid pentru vizita medicală și semnarea contractului. Înțelegi? Deci trebuia să vă duceți cu Hagi când a semnat? Da, din păcate n-am dacă nu mai ești pe n-am putut să mă duc. Gică s-a dus, a semnat contractul fabulos pentru noi atunci. Da. Da. Cu Real Madrid, a luat și prima tranșă de bani, a făcut niște gesturi extraordinare pe urmă cu banii, între care unul pe care puțină lume îl știe, care e povestit în cartea prietenii Mariana As, cea mai mare sumă din banii a dat-o cui? Lui Gigi Becali. Fără să-i ceară înapoi, spunându-i Gigi, ei folosește-i, deschideți afaceri, dacă vreodată în viață vrei să fii mai bogat decât mine, doar atunci mi-ai dai înapoi, dacă nu, nu. Foarte tare. Oameni buni, câți fac un asemenea gest? Deci asta este o fotografie istorică, la propriu. Da, da. E ultimul meci al lui Gică Hagi. Exact. Da, e după meci imediat acolo. Da, să mai mult pădure. Da, cum? Era stadionul ăla. Se spunea că jucau echipele de junior acolo, era o zonificare extraordinară la Plopeni. Și erau și câteva mii de oameni, erau și tribune, dar și că aveau un aer special. Și se jucau și stau ales să joace acolo. Da. Hai să mai vedem niște poze. E, aici e o surpriză pe care mi-a făcut-o Emanuel Tânjeală. Important sunt aceste două personaje din lateral. Eu sunt la mijloc. Bine, erau doi studenți americani înnebuniți după Hagi și România. Deci americani. Americani, vopsiți pe față, cu tot arsenalul din dotare. Mă, ăștia au venit după noi peste tot. Peste tot. Și la Detroit, și la San Francisco, la de aici, și-a luat bilet, nu știu cum, la hotel, aștepta ore întregi pentru autogram, nu știu ce. Și urlau, se certau cu toți, Hagi the best, Hagi number one, nu știu ce, încercau să spună, învățau și câteva cuvinte românești, bine, au învățat-o nici prostii. Normal, iar vrei să nu mai spună lucru, da. Da. Dar era, uite, erau nebuniți, înțelegi, și am interviu cu ei, dar Emanuel Tângeală mi-a făcut surpriză acum câteva, nici o lună zile, să-mi trimită printre pozele lui și această poză în care sunt foarte cu acești... Tare este. Da, cu acești... Și asta cu vopsitul pe față, noi nu prea eram obișnuiți, nu prea știam noi ce era 84. Păi, erau, ăia elvețienii la Dutroi erau toți, cu fața roșie și cu cruce albă pe mufă. Da. Așa erau, știi, acolo. Și asta e o poză foarte tare. Da, erau și cea mai dragă acreditare. E, aici avem Fanionul după meciul cu Argentina. 9 iulie 94 Los Angeles. Asta este Fanion original? Fanion original pe care mi-au dat autografe. Vedeți acolo, primul de sus, Ilie Dumitrescu. Cu multă admirație pentru fratele meu, Ionel. Mamă, cât e de tare. Ilie Dumitrescu, două goluri visate. De ce a spus lucrul ăsta? A doua ori am fost Nostradamus, Cătăline. Mă, Ilie, îi mersese greu. Era prietenul meu bun. Mă, nu-i mersese nimic.
și le era disperat, pentru că era ultimul mare fotbalist care nu semnase la nicio echipă. Rămăsese în țară, el încă juca la Steaua. 94, când refuzase niște oferte, când ne-am dus în America. Era șansa vieții lui acolo, dacă și pe aia o rata, strina totul. Și trecuseră meciurile, 1, 2, 3. Da, marea speranță. Da. Hai să explodeze și el când explodează. Bă, frate, în noaptea meciului, deci eu empatizam cu supărarea lui, încercam să-l țin pe linia de plutire, să-i ofer argumente, că nu știu ce, să-l înțeleg, deși toată lumea îl înjura și pe el și pe puiul, că bă, îl țin brațe. Da, de cel, de cel da, 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 da. Bă, și noaptea aia, poate și pentru că m-am gândit de mult la el și cu atâta afecțiune, sincer spun, cu mâna pe Biblie, am visat că Ilie Dumitrescu este eroul acelui meci, că dă două goluri și îl face pe al treilea. Îi spun colegului de cameră cum mă trăiesc, tu fii? Normal că nu mă credeți, că lasă-vă că tu bagi în ele, că ești frățiorul tău, că nu știu ce. Ne ducem la cafea, era ritualul nostru în fiecare dimineață la Pompii, la Pompii lui Popescu. Da, da, medicul echipei naționale. Da, mă duc cu Tufi, acolo erau Dorinel cu Tibi, Pompii, și vine și Ilie cu colegului de cameră, Mile Belodedici. Mai negru decât obicei săracul, cearcă-ne, numai că nu dormiseră. Cum îl văd, îi spun, bă, Ilie, bă, fratele meu, uite-mă ce am visat eu azi noapte. Deci cu toți martorii de față. M-am visat că tu dai două goluri astăzi și tu îl faci pe al treilea. Fratele meu, steau de Dumnezeu, un gol să dau și eu, să ies în ghina asta în care sunt, că nu știu ce și bă, băiatule, ascultă-mă ce spun, dai două, mă, nu, unu. Și tu faci faza la al treilea gol. Bă, se împlinește visul, mă. De-aia vezi două goluri. Da, 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 da. Înțelegi? Foarte tare. În presa de la, din la Los Angeles a apărut o poză cu mine și cu el la zona mixtă, când a ieșit din vestiar, când a venit și am îngenunchiat amândoi și ne-am luat în brațe. Da, pântre gradenele alea. Foarte tare. Înțelegi? Da. N-aveam cuvinte să ne spunem unul altuia. Păi ce să mai adăugați? De-aia spun, bă, poate, am zis, adică poate lumea crede că le îmbogățesc, le înfrumusează. Dar sunt lucruri întâmplate în care viața, știi, poate și pentru că am, efectiv, am trăit alături de ei. Am respirat alături de ei, știi. Și s-au întâmplat lucrurile astea premonitorii. Am văzut că mai aveți niște fanioane. Așa, ăsta e fanion după meciul cu Columbia, reduce eu două goluri. Hagi un gol. În dreapta, sub scor, un gând bun, într-o zi fericită, semnează Gheorghe Hagi. Sub el, cu simpatie și prietenie pentru Ionel, Florin Răduceu, golghetul nostru de acolo, și Iordănescu, care era primul după nebunia calvarului care mă supuse, celui căruia n-aș putea să-i găsesc cele mai potrivite cuvinte de mulțumire. Aoleu, cum e asta? Iordănescu și data meciului. Frumoasă rău asta, dedicația. Da, da. Deci a recunoscut cât m-a terorizat ca să ia, dar și eu l-am terorizat pe el. Astea. Zic, vrei, îți aduc. Și i-am adus de la muplu de hârtii. Foarte tare. Mă gândeam apropo de chestia asta, că povesteau băieții, acum că au fost în Qatar, că acolo ăia, sub chestia aia, să o crotim pădurea, nu le-a dat voie să folosească nicio hârtie. Cu imprimante, cu dar astea, nimic. Ce faceți acum dacă vă chemă neapuiul? Da, cu ce? Scriam pe mână. Luați un copac. Acolo n-a fost nicio restriște. Veneați cu un top de hârtie de acasă. Da. Da, corect. Apropo, alte vremuri să anecdotic să spunem lucrurile, da. Corect. Haide să mai vedem. Așa, și sunt fanioale la meciurile, aveam și pe cel asta, la, și asta de la meciul cu America. Iată, meciul cu Statele Unite, cu semnătorul Dan Petrescu și al lui Iordănescu și jos al lui Răduceu. Dan Petrescu, trebuie să spunem un lucru foarte interesant, el l-a remarcat primul și mi-mi face plăcere să subliniez, este singurul jucător român care după al doilea război mondial, a înscris la două campionate mondiale. 94 și 98 gol dat Angliei singur. Corect. Alții nu a mai scris. E un, e o chestie interesantă. E un blazon pentru el. Da. L-a remarcat și eu îl subliniez. Aveam și o poză cu, am văzut de asta, între domnul antrenor Dadi Graur și domnul... Alături de Dadi Graur și de Sopescu este poza care eu sunt... în faza de alfabetizare cu mijloacele moderne, cu Facebook-ul și cu asta. Și prima poză pe care am postat-o a fost o aniversare a cățelului meu, Dora de 9 ani, care a mers masiv la 500 ceva de... cum se numesc asta, cum le spuneți voi. E, pe urmă am venit cu poza asta, care în câteva zile s-a dus la 700 de ani. Și cu aprecieri extraordinar de frumoase. Așa este. Și comentarii ale oamenilor. Înțelegi? Suntem toți trei împreună la o adunare generală a Federației, cred, surprinși
Înseamnă și de a zic, era tridentul de atac, da, al departamentului sport în anii 90. Corect. Asta am spus, supoză. Asta fiecare... e pe la Flora, pe undeva, pe la, da, parc. Da, exact, la vechiul sediu al federației. Da, da. Fiecare, da, aveam câte două, chiar eu aveam trei emisiuni pe săptămână, ma, pe care le duceam în spate. Trei. Așa erau anii, da. Da. Cristi făcea turnul Babel în perioada aia. Vă e dor? Cum de dumnealui? Cum să nu? Cum să nu? O relație de atâția ani. Din păcate așa e viața asta. Se oprește pentru între noi. Poate că n-ar trebui. Eu am rămas plăcut impresionat când la Muzeul Sportului am fost cu cel mic al meu și m-am dus acolo și are un colț mare, special dedicat. Adică cineva s-a gândit și la treaba toate asta. Toate meritele și-a legat numele de performanțe, da, extraordinare, nu numai la fotbalului. Ale... Da, dar noi suntem specialiști în a uita, da, sigur, meritele. La noi și... recunoștința nu este. Da, dar acolo e o floare am găsit rară, cum se spune. Colțul Cristian Țopescu, da, și mi s-a părut o chestiune, da, extrem de interesantă, pentru, da, că ar fi putut... Eu am și spus și gândesc lucrul ăsta care l-am spus, că și datorită lui, în mare măsură, performanțele sportivilor de aur ai României au ajuns la sufletul și s-au lipit de inima oamenilor, mm, pentru că el le-a comentat cu harul, cu talentul, da, și cu dăruirea lui. Corect. Poate că n-ar fi fost atât de agreate, atât de, da, bine așezate în sufletul nostru dacă nu erau comentarii. Și unele sporturi la care nu ne pricepeam, că la sport se pricepe toată lumea. A fost un frumos dialog între sportivii noștri extraordinari și comentatorul cel mai bun. Traducea tot ceea ce se întâmpla pe teren. Pentru... A fost omul unor, da, vremuri și vremurile l-au ajutat și pe el să fie mare și l-a făcut vremurile mari. Nu sunt vorbe mari, sunt vorbe, da, ca, da, în care cred și... Vă ajutau și sporturile atunci la comentarii. Păi l-au ajutat foarte mult, pentru că, da, este extraordinar să, să-ți legi numele să de performanță. Să pomă, când încep așa, încep să fii și tu, poate, da, paratrân și... Ai auzit, mă, pe Cristi, și, și primul vinovat. Cum a comentat și așa mai departe. Înțelegi, cum... când, da, vin reușitele, eșecurile, oamenii, da, își varsă năduful. Corect. În primul pe tine. Asta era între pozele de început ale relației cu Nadia, prin... 80, la începutul 80. Greu ne-a spus. Da, greu, greu, greu. Dar uite, aici era la, o câștigasem. Era relaxată, spun numai... Spre deosebire de Nadia de astăzi. A, bine. Care e volubile, bine. Nu, și ea... Nadia oricum s-a schimbat foarte mult din momentul în care au rămas în America, ea n-a acceptat. La Forward au fost la o demonstrație Bela și cu Marta. Da. Înțelegi? S-a schimbat total din momentul ăla. A scăpat de sub... Da. Scutul ăla pe care, da, da, cupola de sigur o ținea ei. Mi-aduc aminte, chiar a fost puțin frapant. I-am condus la aeroport când au plecat și i-am întâmpinat când au venit. Nadia plecase ca o fetiță sfioasă. Când s-a întors, avea unghiile vopsite, niște culori de-astea stridente, verde, cu steluțe. Dar antrenorii rămăseseră acolo. Da, ei rămăseseră acolo. Aici e diferența. Avea gumă de mestecat în gură. Altă Nadia. Am încercat să-i spun, noi te faci internet, Nadia. Nu, dar de ce? Că în America toți chiar îmi oferă. Măi, dă adică sărise dintr-o dată în extrema, da, aia altă și de libertate, da, neasumată, dar, da, afișată. Hai să mai vedem, că mai avem câteva poze. Înțelegi. Apropo, am filmat-o pe Nadia, o performanță care mă mândresc, o aprobare specială la examenul de admitere din 80 la IEPS. Pe Nadia, pe Ivan, pe Draica, Carmen Bunaciu. Am obținut aprobare să filmez în examen. Atunci s-a creat o sesiune specială. Veneau după Olimpiada la Moscova și au fost foarte mulți sportivi. Vara nu puteau să dea examene și s-a făcut o foarte sesiune tare specială pentru ei, da, da, în, spre toamnă. Și am obținut aprobare de la ministru pentru ora tineret, pentru tineret, că se subiect de interes, da, mi-a scris să mă duc să filmez. Am avut probleme, că era Ioan Șiclovan, soțul, da, doamnei Șiclovan, era rector, un tip foarte rigid, foarte închistat așa, care n-a acceptat. Deși i-am dus pata la moa, trebuie să mai dea el telefoane la minister. Ce caută omul, da, aici? Ei, până la urmă a fost obligat să-mi dea drumul în sală cu aparat de filmat să filmez. Anecdotic, acum ce vă spun, Nadia copia pe rupte la examen, n-avea nicio jenă, avea pe pulpe, pe mâini, scrise, formule, că biologia mi se pare că, sau anatomia, anatomia, da, este materia cea mai grea la examenul lor. IEPS-ul era atunci la Republice, aici. ANEPS-ul era pe Uranus, da, 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 acolo avea sediu și acolo s-a dat examen. Și Nadia, cu cartea pe picioare, a scăpat-o, a pus-o ea, asistenția, s-a uitat numai pe geam,
care erau acolo supraveghetori, că se vedea după geam, se vedea pista de atletism unde se pregăteau probele practice și erau foarte interesați de chestia asta, știi? Să mai vadă o... Și Nadia mea, nonșalantă, fără nicio chestie, mergea din 10 la Moscova, după ce se lupta aia celebră cu arbitra lui Cristian pentru ea. Nicio treabă, foarte bine pregătită și la examen, așa. Înțelegi, mă duc în ultima seară, erau Nadia la început, cu Bunaciu, cu Draica, erau acolo. Ivan Pasaichin era mai la ultima sală. Și mă duc acolo, parcă îl văd. Și am imaginele și de acolo. Ivan cu o gecuță de piele în ultima bancă, părul ăla de apa și așa, strâns în el, nu scrise nimic. Am auzit după vreo 20 de minute. Eu mă fac antreu pe acolo, numai țin de-a merea, fratele Ivan, mă duc la el acolo, ce faci? Ce faci, bun? Ce nu, ies afară. Cum să ieși afară? Nu știu nimic. Cum să nu știi de mine? Cum? Ai trăit în pădăși. Eu între timp mă uitasem la subiect, la alea, știi, tot pe acolo. Da. Am tras o carte, am stat lângă el în bancă, i-am spus câteva chestii, unul vrea să scrie. Lasă-mă, domnule, pace. Da. Păi, țineam eu mâna pe mâna lui, ca să iau tremurul ăla, și am făcut o schiță a subiectului. Și n-am plecat de lângă el, până când n-am făcut ciorna aia, așa cu... Și cum l-a dezvoltat și... A intrat primul atunci, până la urmă. Da. Bă, dar era în stare să... Să nu. Sigur că era absurd să întâmpla, că am fost polemic în chestia. Dom'le, toate celelalte țări socialiste, în lagărul în care făceam și noi parte, aveau locuri special destinate la institutele de profil sportiv, sportivilor cu merite deosebite, performanțele astea, mondial olimpic. Numai noi eram atât de rigizi, scrupuloși, că îi hărțuiam cu examene. Păi apropo de aia, păi știi că Ivan, un bărbat de o forță extraordinară, era să cadă proba practică, că a avut aia de aruncat cu greutate. Iar musculatura lui era făcută pentru altceva. Ar fi fost culmea să... Bă, nu îndeplineam baremul, să dea cu bila aia. Bila, s-o arunce în nisip. Că zicea cât de absurzi eram. Da. Pentru ce îi pregăteai? Unde se mai duceau ei? Nu, dar să fie antrenori, instructori sportivi, asta erau. Da. Dacă ăștia nu meritau. Corect. Dar așa eram noi. Înțelegi? Toți aveau și m-am documentat și la Varșovia, și la Sofia, și la Praga, la Berlin, mai zic. Aveau locuri destinate lor în instituțiile de profil. Numai noi, eram mai cumos și mai... Corect. Ai dreptul decât alții. O poză senzațională asta. Răposatul Ilie Balaci, un cozor extraordinar. Multe nopți mi-am pierdut cu el. La un par de vin și la o grămadă pare de vorbă. Dumne era un povestitor olteanu și ceea ce mi-a plăcut el, deși aproape mai mult de jumătate în viață și-a trăit-o la București sau pe însărinătate, nu-și uitase accentul și vorbelor oltenești. Și avea un haz și o bogăție de expresii și de formule în a povesti de când îl ascultai și stăteai. Nu-i plăcea să apară în emisiunea televiziunii. Da. Chiar era puțin contrariat, avea el o vorbă. Era puțin, așa, știi, deranjat de câțiva teoreticieni din ăștia care nu fuseră mare brânză în fotbal, dar își deau cu părerea despre oricine și orice, încercând să arate să fie o autoritate pe care, de fapt, nu o justificau. Și atunci spuneau, nu dau un nume, dar el atunci le-a dat, mă, ce a făcut X în fotbal? Ce a făcut el? Îți spun eu. Exact când te duci la mare și scrii pe nisip, I love you, Mariana, și vine valul și șterge. Așa și urmele lor în fotbal. Da. Spunea, mă duc aminte, știi, Iliuța. Hai să mai vedem ce mai avem. E aici poză mai recentă. Da. Cu... E de la Muzeul Fotbalului. Toată lumea îi cunoaște, da, Rică Răducanu, Marcel Răducanu. Nu au nicio legătură de rudenie între ei, numai pentru ele de nume și de talent, de har și inegalabilul Ilie Năstase. Am mai făcut o prezentare a cărților noastre, cartea la care am scris și o prefață scrisă de George Coca pentru Marcel și cartea mea. Și în mod frumos s-au adunat acolo trei artiști. Și chiar i-am spus lui Rică atunci în întâlnirea care am avut-o, zic, Rică, nu se putea să nu vezi tu la Steaua, care era o echipă de artiști. A trebuit să trăiești tu pe acolo, că tu ai fost un artist. Apropo, spuneți-ne puțin despre carte, dacă tot ați adus aminte. Prieteni în Arena azi, e pe piață de o jumătate de an, ecourile sunt bune, oamenii încă o mai găsesc. Sunt 13 personaje de prim plan din sport în general. Dobrin Oblemenco, Dan Coe, Didi Prodan, Nicolae Raina, Ștefan Covaci, Ion Alexandrescu, Mircea Angelescu, Mihai Leu, Dan Spătaru, povestea lui de fotbalist pe care puțin o cunosc, Marcel Răducanu, Ivan Pasaichin și Gheorghe Hagi.
cu întâmplările mele. Deci altfel de pogar, lumea bazată, să înțeleagă, adică e bazată pe experiență. Acești oameni sunt foarte cunoscuți în arena publică, sunt persoane extrem de populare, dar eu vin cu ceva în plus, surprize pentru foarte multă lume, întâmplările mele trăite în ani și zeci de ani alături de ei sunt... Corect. Deci pe asta o găsim. De bază în această carte. Asta e în pregătire? E dată spre tipar? A fost toată ca niciodată în America, deocamdată este la prietenul și fostul meu coleg de facultate la Câmpina Florin Dochia, un arhitect, să spunem așa, de cărți, care să cizeleze titluri, să bage diacritice, să mai vadă niște chestii care poate nu-ți vine formulate acolo, după care pleacă spre editură și va fi cadou meu pentru împlinirea 3 decenii de la performanța unică a fotbalului românesc. Cum mai spune noi, bani de statuie n-avem, cum ne-a cerut, sau nu putem noi să facem statui, dar o carte... Totuși poate ne vine mintea la cap și sufletul își recapătă, să spunem așa, forța lui și la împlinirea 30 de ani să facem un gest pe care acești sportivi l-ar merita. Eu m-am gândit la câteva formule, chiar o să încerc să am o discuție cu cei care conduc acum federația și ar fi o șansă și pentru ei să arate că nu au ranchiună față de acești oameni, deși așa vorbește lumea, și să faci un moment în care într-adevăr să marcăm această performanță care vrând nevrând va fi ștacheta și borna la care ne vom raporta. M-ați dus aici spre întrebarea asta, n-am cum să nu vă adresez. Sunt 25 de ani la anul. 30? Nu, 25 de ani de la ultima calificare. A. La un turneu mondial. Da? Am mai avut în 2008, am mai avut un bun. Da. Ce facem? E greu. E a patra parte dintr-un secol, oricum am numărat. E greu, din păcate, vezi tu. Că blonzi, că am râs noi, că ne-am făcut precum puiul la cap și așa mai departe, dar e ultima imagine cu puiul. Sigur, aia este, da. Bine, noi nu mai ne calificăm la astea din cu echipe păcate, mici de apoi la mondial. Eu am spus că multă lume, da, încă mă cunoaște lumea și știe că o viață am trăit pentru fenomenul ăsta și am făcut și am putut și-o mai bine și bine, mă interpelează cu întrebarea asta. Dom'le, ce facem în Stoica? Ce facem cu fotbalul ăsta, cu sportul ăsta? Pentru că ați trăit un fenomen, e normal să vă întrebe. Nu vă le pot răspunde într-un fel. Haideți să ne întrebăm ce facem cu țara asta. Și după aia vedem. Și atunci putem răspunde și la întrebarea. Ce facem cu educația? Ce facem cu sănătatea? Din păcate, am distrus și n-am pus nimic în loc. Poate că era firesc să schimbăm, dar să punem ceva în loc. Sportul în general, fotbalul în special, a avut o piramidă a lui, care nu mai există, a avut o tradiție a lui, care nu mai există, a avut o metodologie, poate hulită, care era de inspirație sovietică, nu știu ce, dar care și-a arătat rezultatele, le-am aruncat, le-am dat la o parte, dar n-am pus nimic în loc. Și atunci e greu să avem pretenții, pentru că dacă stai să te gândești și această generație, pentru că încerc să răspund aceste întrebări, de ce s-a putut atunci? Pentru că și atunci solul după care s-a înălțat această plantă atât de frumoasă, acest arbore, nu era grozav. Chiar erau niște anomalii și niște păcate ale fotbalului pe care eu le trec în revistă în prima parte a cărții, îngrozitoare, pe care lumea din fuga așa și de trecerea timpului le-a uitat. A apărut ca o minune și atunci. Cam așa e și acum. Dar atunci s-a putut. Sigur, mulți spun, da, domnule, dar aveam fotbaliști. Răspund singur la întrebare. Așa e, am avut fotbaliști. Dar și în alte generații am avut fotbaliști. De corect, valoare, de mare talent. Numai că nu s-au mai conjugat toate elementele, cum s-a întâmplat atunci, să ajungă la reușită. Și oricât ar vrea sau n-ar vrea unii să recunoască, atunci s-a putut, pentru că a existat cel pe care, dacă nu-l aveam, cum spune pătura, să-l inventăm. Hagi. Corect. Hagi a însemnat enorm. Vor trece încă mulți ani de acum încolo și ne vom da seama ce a reprezentat și ce a însemnat și ce înseamnă Hagi pentru legenda și povestea de 100 și ceva de ani a fotbalului românesc. Corect. Mii de mulțumiri că ați fost alături de noi. Știți că au trecut 2 ore? Și un picuț. Mai ce păcălit, să vă urăm? Da, v-am păcălit. Mai păcălit, da. Ce să vă urăm? Sănătate s-a dat. Sănătate da, s-a dat, da, nu mai e dorința noastră la vârsta noastră din fiecare zi. Să știi, ce la vârstă? Vă vedeți bătrân? Nu, deși cu experiență. Sufletul meu, da, sufletul meu este tânăr și îmi doresc să retrăiesc, să mai apuc să trăiesc bucurii. Datorate, am mai retrăit o Halep, un Popovici. Datorate sportului românesc, în general și fotbalul românesc. Da, asta e cel mai frumos să ne dorim cu toți. Chiar am așa un gând nebun. În 26... Că rămâne înregistrat. 2026... Cupa Mondială
se reîntoarce în America, unde noi am avut cea mai frumoasă performanță. Ce ar fi dacă ar fi? Wow! Ce ar fi? Corect, la asta nu m-am gândit. Ăsta e visul care eu, de când am început să scriu cartea asta, mă zgândere. Deși e nebunesc. Mai avem 2 ani și aflăm. Deși e nebunesc acest vis, da. Ține cont. E asta cu, 48 de echipe, nu? Că am văzut 48 de echipe și 104 meciuri. E o nebunie. Dar poate. Da, să ne vedem peste 3 adică ani. Adică nu trăiesc în amintiri, mă bucur de amintiri, mă bucur de te care l-am în suflet și în mine. Încerc să-l transmit și simt că e datoria mea. Cea mai importantă de argeții, dar sunt și un visător, așa cum am fost atât viața, cum se spune, incurabil. Doamne ajută. Corect. Să se împlinească. Mii de mulțumiri că ați fost alături de noi. O luăm încet, încet. Cartea Prietenii din Arena AS se găsește, poate fi cumpărată. Cealaltă a fost odată ca niciodată în America. Urmează să apară anul viitor. Sau anul spre acesta, finalul spre finalul. An, poate, da. Pentru a aminti. Mamă, 30 de ani sunt de atunci. Pare exact, greu exact. De crezut. Păi de-aia spun. De-aia spun și eu. E de necrezut. Și să ajungem, exact cum spuneți și dumneavoastră, în 2026, cine știe să fie din nou un vis american. Dați-i voie numai să le spun celor care ne privesc că avem Orange Love. Orange Love înseamnă că putem vedea toate partidele din Superliga noastră, multe dintre ele din Premier League și mai multe dintre ele în UEFA Champions League. Găsiți mai multe detalii atât în magazinele Orange cât și pe orange.ro. Noi punem punct final aici. Mii de mulțumiri, ați fost la Vreau să știu sport. Noi terminăm tot timpul cu cea mai rosită dintre zilele noastre, este cea în care n-am râs. Așa am spus. Mii de mulțumiri încă o dată, toate cele bune, la revedere!